Slăvit să fie Domnul! Mă numesc Radu Julian, venim din Biserica Carpați Cluj, numărul 1. Sunt cu soția mea aici, Ileana, pentru prima dată. Ne bucurăm foarte mult și mă bucur că vă rugați. Mă bucur pentru tinerii care cântă în fanfară, pentru fetele care cântă. Știți că începe să se schimbe lucrurile așa în bisericile noastre. Și parcă nu mai merg cum am mers. La invitația fratelui Marius, am ajuns la dumneavoastră, m-a sunat cu ceva vreme în urmă, o lună și ceva. Și când mi-a spus de locul ăsta, n-am știut, nu vă cunosc, nu mă cunoașteți. Mă gândeam cu ce să îmbărbătez biserica, cu ce să vă ridic, să vă întăresc, pentru că e o vreme în care, să știți, Evanghelia nu mai are putere. Cânt în biserică, în fanfară, de la 10 ani. Și am zis, cât mă ține Domnul, nu mă las. Cât îmi dă Dumnezeu sănătate și nu încurc foarte mult, chiar dacă cânt la bas, la un bas si bemol, destul de greu, am zis, nu mă las nici la mormântări, cât îmi dă Domnul putere și pot, să știți, cu asta rămâi. Restul toate trec. Dar ce faci pentru Dumnezeu rămâne. Spuneau frații de la timpul de rugăciune și se leagă foarte bine cu împărtășire, cu cina Domnului. Și au citit Psalmul 32. Și vreau să vă spun că cea mai mare fericire sau cea mai mare bucurie care există pe pământ e primul verset care l-au citit frații. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Mi-am tot pus întrebarea și am zis, se poate să fie viclenie în biserică? Toate le-am înțeles, dar am zis că viclenie nu cred. Dar știți că este. Vă dau un exemplu din viața mea. Îmi place să vorbesc foarte practic și ca să fiu înțeles. Din 97 până în 2001 am lucrat la o firmă în care răspundeam și de parcul auto și de depozitele de pe Ardeală. Mergeam dimineața la ora 6, făceam naveta la Târgu Mureș din Cluj, 100 de kilometri, îi cunoșteam și știu să mă duc pe drumul ăla cu ochii închiși. Știu ce urmează, știu tot. 2 ani de zile am făcut naveta zilnic. Vineam foarte târziu seara, ca să plecam la 6, vineam la 10 seara. Familia, copiii nu mă prea cunoșteau. Și s-a întâmplat. Într-o dimineață, la ora 3 dimineață, soția mea mă trezește și zice, Radule, hai repede că la Ruben, la băiatul nostru cel mai mare, i-a binecuvântat Dumnezeu cu 3 copii, 2 fete și un băiat, cu încă 2 gineri, care avem bonus de la Dumnezeu și ne bucurăm pentru ei, și mai avem anul acesta încă o căsătorie, dacă Domnul le va ține în viață și băiatul se va căsători și mai primim o binecuvântare și mulțumim pentru asta. Soția mă trezește și zice, la Ruben e rău, băiatul nostru primul. Și mă gândeam, la ce să-i fie rău, că ăsta nu a fost bolnav niciodată, în afară de pojar și ce-au copii când sunt mici, avea 10 ani. La ce poate să fie bolnav? Și o să repede să chemăm salvarea, pentru că uite-i rău, nu mai respiră, se face vână la buze, la unghii, ca un fel de preinfart. Și atunci eu am zis, Lena, nu sună încă la salvarea, hai să ne punem pe genunchi, să ne rugăm. Și în mintea mea m-am gândit așa, Doamne, eu cânt în afară bisericii la 10 ani. Măcar atât ajută-mă și pe mine, nu ți-am cerut multe, măcar acum de data aceasta îngăduie-mă până dimineață la ora 7, la ora 8 să mă duc și eu la doctor ca toată lumea, nu dimineață la ora 3. Și mi-am adus aminte de un verset, în Psalmul 18, versetul 3, care spune așa, eu strig lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Versetul îi cu da și amin. Dar se întâmplă să nu se întâmple și am să vă spun de ce. M-am pus pe genunchi și m-am lăudat înaintea Domnului și am zis în 2-3 minute cât aveam timp, Doamne, te rog, ai milă de băiatul nostru și îndură-te de mine și fă-mi hatârul ăsta, pentru că te slujesc de atâta timp de copil. Știți că copilul a fost mai rău. M-am ridicat de pe genunchi după 2-3 minute și Ruben era mai rău de cum a fost când ne-am pus pe genunchi. Și atunci repede m-am gândit, așa Dumnezeu m-a luminat, știți cum începe Psalmul 18? Asta e versetul 3 care vine, am zis, eu strig lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Știți cum începe primul verset? Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea.
Și automat mi s-a deschis așa mintea și am zis, cum îl iubesc eu pe Dumnezeu la servici? Am să aminte că eu la lucru îi ajutam pe șofer să fure motorină. Fiind șeful parcului auto, fiind mintea noastră foarte luminată, să știți, dacă diavolul ia în primire, pentru că nu e afumată și nu e băută, face mai mari prostii decât ăștia din lume, să știți. Știe să fure cu acte în regulă. Nu te prinde nimeni niciodată. Pentru că în mintea noastră e mult mai esteață și dacă diavolul ia în primire, se folosește mai bine decât de ăștia din lume. Și când mi-am adus aminte cum îl iubeam eu pe Domnul, am zis către soția mea, hai să ne mai punem o dată pe genunchi, eu vreau să fac o mărturisire și după aia chemam salvarea. M-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, te rog frumos, iartă-mă, mâine dimineață toate le rezolv la servici și spun în biserică păcatul ăsta, la 1300 de membri, îl spun în biserică. Adică să fii viclean, să vii la fanfară, să cânți și pe altă parte, afară, să faci altceva. Știți ce s-a întâmplat? O durat rugăciunea 2 minute de când vă spun. N-am avut timp să stăm pentru că era tot mai rău. Știți că când ne-am terminat de rugat, Ruben a dormit în pat, soția mea s-a speriat fiind cadru medical, i-a tras 2 palme, a crezut că acum a intrat în preinfarct. I-a tras 2 palme, trebuie să sărit Ruben în sus și a zis, mamă, lasă-mă să dorm. Acum spuneți-mi mie, cât de-o trei la Dumnezeu? Cât de-o trei la Dumnezeu să intervină? Ce credeți că n-ar face Dumnezeu lucrări mari cu noi? Avem aici cina Domnului, să știți, pentru mine e o ungere cina Domnului. Deși că începe să iasă din biserică și nu mai are semnificația ei. Aud pe mulți care zic spălarea picioarelor. Păi te infectez. Știți că am avut o discuție cu cineva? Spunea, domnule, nu e igienic. Și văd că din cât suntem, nu rămân mulți în biserică care se spală. Și am predicat și am zis, în spălarea picioarelor sunt 2 lucruri. Să-l spăl pe fratele meu un lucru și să mă las spălat de el e alt lucru. Și dădeam exemplu de unitatea care trebuie să existe la cina Domnului. Și un frate la sfârșit a rămas și a zis, frate Radu, nu te supăra, dar eu nu mă spăl pentru că am o ciupercă la picior. Și am zis, frate Vasile, uite cum facem. Data viitoare, la următoarea cină, te spăl cu mine. Și uite, de vineri, stai înaintea Domnului, te gândești să fie relația ta perfectă cu soția, cu copiii, cu familia, cu biserica. Ne rugăm amândoi, eu te spăl primul în apă și mă spăl pe mine în apa aia. Dacă eu iau ciuperca respectivă, nu mă mai spăl niciodată. Odată ce Dumnezeu binecuvintează pâinea, binecuvintează rodul viței, eu cred că binecuvintează și apa aia. Și am zis, dacă Domnul Iisus a făcut o vindecare care zice, bă, ce igienic a fost acolo? Adică a luat noroi, a făcut vindecarea la orbul din naștere, a luat noroi din drum. Acum, dacă hai zicem că merge undeva salină și îl iei undeva din pământ să nu fie atins niciodată de alte lucruri, adică îl iei din noroi, din pământ, din drum, mai și scuipi. Și pe aia îl trimis și la o scăldătoare a Siloamului, care să știți că nu era ca și paharul de apă, să te uiți așa la apă, nu era foarte limpede și nu era potabilă. Și am zis, dacă dumneata crezi că e ciuperca aia, îmi pare rău. Zic, dacă vrei să facem proba asta, uite, eu sunt de acord cu dumneata să fac. Am făcut spălarea cu el, i-a trecut a doua zi ciuperca, o spus în biserică la câțiva frași, au început să se spele mai mult pe picioare. Vedeți, foarte mult contează ascultarea. Noi ne începem să ne punem așa întrebări și să zicem, Doamne, păi ai făcut și ai lucrat, dar acum nu mai faci. Ce credeți că Dumnezeu, nu îi devine Dumnezeu? Noi suntem de vină. Fiind la cina Domnului, ce vreau să nu cumva să fim părtași, să facem un păcat, să știți, trebuie să ne cercetăm. Și de ce vă spun că pentru mine e ungere cina Domnului? Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta între voi sunt mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Deci înseamnă că dacă mă cercetez, există varianta să fiu sănătos, să nu dorm spiritual în biserică, să fiu treaz, să fiu vegheator. Dar pentru asta trebuie cercetare. Și poate vezi ceva, frate Radu, ce să mai cerem Domnului? La ce să ne cercetăm? Uitați în Efeseni, capitolul 4, versetul 31. Aici cred că fiecare avem de lucru. Și am să vă spun și ce mă supăr aici. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Știți ce mă supără? Orice. Să repetă cuvântul ăsta, orice, orice. Dacă ar fi unele, mai mari supărări.
mai mari eu țin, zice, orice. Asta îmi dă de lucru și stau și mă gândesc, Doamne, deci am ce să îndrept, nu avem aici scuze niciunul, orice. Zic ca Dumnezeu să ne lumineze și să facă ziua de astăzi o binecuvântare în biserica dumneavoastră, în biserica noastră, care unde ne adunăm. Să știți, e nevoie de puterea Duhului, dar pentru asta trebuie să stăm în ascultare de Domnul. Am să vă spun, așa zicea și fratele, nu vreau să vă plictisesc foarte mult, dar așa în mare, am să vă spun că Dumnezeu lucrează. Și chiar dacă voi fi așa un pic mai scurt, pentru că durează destul de mult, oricum de asta aveți unde să o auziți și mărturia aceasta, cum a auzit-o fratele Marius, la vocea Evanghelia a fost. Frații mi-au zis, fratele a doar să scrie o carte, că ce-a lucrat Dumnezeu în casa voastră. Și am zis, acum chiar o carte mică am greu să o scriu, dar dacă Domnul ne ajută, putem face altfel. Și fratele Radu Mureșan de la Cluj, care trăia încă și era sănătos, m-a invitat și știu că era în 2013, era înainte de Rusale și a zis, frate Radu, te rog, hai că am auzit că tatăl tău s-a întors în ziua de Rusale, s-a pocăit și chiar am vrea să avem o mărturie în sensul acesta. M-am dus la Vocea Evangheliei Cluj și am făcut această mărturie care e în 3 episoade, fiecare de vreo 40 de minute. Și vreau să vă îmbărbătesc și să vă spun că Dumnezeu e același. Tatăl meu a fost un om dezastru în momentul când consuma alcool. Deci în momentul când consuma alcool, era o putere peste el de la diavolul, încât 4 milițieni de pe vremea aceea n-au putut să-l bage într-o dubă de miliție, cum era atunci. Pe toți 4 i-au bătut și au alineat așa pe trotuar și au intrat înapoi în bufet cu prietenii și au băut în continuare. În momentul când era treaz și era limpede, era ca un om normal, dar în momentul când consuma alcool, era foarte puternic și era foarte dur. Avea obiceiul când se întorcea acasă, seara, să se stângă becurile la bloc. Dacă nu stângea careva becul, tatăl meu intra, îi spărgea geamul, spărgea ușa și făcea dezastru în casă. Copiii care erau în curtea blocului, când vedea că vine tatăl meu băut acasă, strigau cu gura mare. Stingeți becul că vine domnul Victor acasă. Stângeau becul până intra tatăl meu în casă și era perfect. Bine, blocul nu era numai cu 2 etaje. Erau blocuri mai vechi. Ce s-a întâmplat? Aveam o soră, sora Duma, care fratele Vasile Hozan a scris 2 cărți, Amintiri din țară, în volumul 2, găsiți o parte din Întoarcerea tatălui meu. Ce vă spun eu acum, e puțin scris, e foarte puțin, dar asta cu bec o găsiți. Această soră Duma stătea aproape de bloc de noi și se ruga foarte mult pentru tata. Această soră, datorită rugăciunilor ei, am citit în carte, fratele Hozan scrie, 80 de suflete s-au întors la Domnul. Era o soră văduvă singură. Și tatăl meu era foarte bun și de treabă când era treaz. De multe ori vinea acasă, îi lua la această soră, mai lua câte o jumătate de pâine sau o pâine sau o franzelă și mai dădea din când în când. Și sora îl binecuvânta și cea, mă, Victorie, tu trebuie să te pocăiești neapărat. Tatăl meu să n-audă de pocăință și chiar o blestema dacă auzea așa ceva. Această soră s-a rugat în seara respectivă când tatăl meu a venit băut acasă, sâmbătă seara, înainte de ziua Rusalelor, duminică dimineață. Și n-a auzit când copiii au strigat, vine Victor beat acasă și n-a stins becul. Ce s-a întâmplat? Tatăl meu, când a văzut la casa bătrânei, care era vis-a-vis de bloc, că nu se stinge becul, foarte supărat, a intrat în casă la ea, sora era pe genunchi, cu capul așa la perete, într-un colț, avea o cameră care era și bucătărie și camera era tot. Și a văzut că se roagă, s-a pus la masă, a luat brișca din geantă, a împlântat-o în masă. Sora n-a auzit nimic. Și a zis tata în mintea lui, nu pot să mă apropii de ea, să o omor, până nu-și termină conversația cu Dumnezeu. Și când auzea că despre tata se roagă, zicea, Doamne, ai milă de Victor, că e un băiat așa de bun, dar uite ce face dracu din el când consumă alcool. Tatăl meu era mai nervos. Și a zis, ce are această bătrână cu mine, cu viața mea? Sora nu mai dădea să se gate de rugat. Dura vreo 15 minute și sora tot se ruga și tata aștepta să gate rugăciune, sora nu știa că tata e în casă. După ce a trecut vreo 15 minute, tata mă duc înapoi, stau un pic și mă întorc și tot omor. Bineînțeles, a ieșit tata din casă, sora se tot ruga, a intrat în casă, a dormit și până dimineață nu s-a mai trezit. La ora 8 și ceva, această soră a venit și a bătut la noi la ușă și a zis, domnul Victor, hai cu mine odată la adunare. Deci oricum astăzi e sărbătoarea Rusalelor și la voi, la frații ortodoxi și la noi, la Pentecostal și zice, hai odată cu mine și nu mai vii niciodată. Și a zis, te rog frumos, nu spune din astea. Sora tot o insista și a zis, uite, vin odată, dar să nu mă mai chem niciodată. Vin acum, că zici tu că e sărbătoare, dar să nu te mai aud cu Dumnezeu.
s-a îmbrăcat foarte repede și a zis la această soră, du-te înainte să nu mă vadă nimeni că mă duc după o bătrână la biserică. Du-te înainte că eu te urmăresc și vin după tine. A venit, a intrat în biserică pe strada Carpați pentru prima dată. Fratele care era la ora de rugăciune mai trăiește, are 92 de ani, fratele Eugen Mocanu, care a spus așa la îndemn la ora de rugăciune: fraților, să ne rugăm să se coboare Duhul Sfânt ca în ziua de Ierusalem. Când a auzit tatăl meu aceste cuvinte, Duhul Sfânt în biserică, stătea așa în bancă ca și dumneavoastră, vrut să iasă dintre bănci și să-și ia haina din cuier și să iasă repede afară. Nu mai putut pentru că frații s-au pus pe genunchi și nu mai putut să iasă dintre rânduri. Și atunci s-a pus și el foarte fricos pe genunchi și a zis să ruga așa: Doamne, nu mă omorâ, Doamne, nu mă omorâ, Doamne, nu mă omorâ, nu știu-te altceva. Pentru că el credea că vine Duhul Sfânt acum și cât el de păcătos îl va omorâ. Și bineînțeles a fost o recunoștință și a fost bine ce a spus. S-a terminat rugăciunea, tatăl meu a rămas tot pe genunchi și tot se ruga: nu mă omorâ, nu mă... Frații au început o cântare, iară s-a speriat și a zis: acum vine Duhul Sfânt, poate la cântare. El tot pe genunchi a rămas. S-a terminat și cântarea. A auzit că frații încep să vorbească și să îndemne la următoarea rugăciune, s-a ridicat foarte încet, s-a pus pe bancă. A văzut că nu se întâmplă nimic și că Dumnezeu nu-l omoară, dar Dumnezeu a început să lucreze la mintea și la inima lui. A stat până la finalul programului, când s-a terminat slujba, nu mai așteptat-o pe sora, a fugit acasă direct, grăbit, a intrat în casă și pentru prima dată i-a zis la mama mea: dragă Ană, dă toată băutura, țigările ce le avem să le arunc la chiuvetă, la gunoi și să facem curat în casă. Mama s-a speriat și a zis: stai un pic. S-a gândit: vine ăsta de la Pocăiți? Ce eu putut face ăștia acolo? Că eu de 2 ani de zile mă duc la Biserica Ortodoxă în fiecare duminică, plătesc slujbe pentru tata și îi spun la preotul: domnul preot, te rog, roagă-te pentru Victor, numai să se lase de băutură. Atât, nu trebuie să facă nimic Dumnezeu altceva, numai atât. Dacă se lase de băutură, e suficient. Mama plătea 10 lei, 15 lei, 25 de lei în fiecare duminică. Tatăl meu s-a apucat de băut miercuri, marți, joi. Se ducea la catedrală, zicea: a fost Ana duminică la biserică, a fost. Câți bani ți-o dat? 15 lei, dă-i înapoi, pentru că iar am băut astăzi, și dădea banii preotul înapoi. Tot orașul știa. Mama dădea bani, tata recupera. Era un joc și mama s-a gândit așa: nu se poate. Cum adică? Vine de la Pocăiști și acum vrea să arunce băutura. O mers la doamna vecină, care era Rodica Ghelan. O intra la doamna Rodica și a zis: doamna Rodica, ce să fac cu Victor? Că vrea să arunce toată băutura și tot ce avem în casă, țigări, tot vrea să le distrugă. Și acolo s-o grămadă de litri, măcar să le vindem. Și o zis: Rodica, tu, Ana, nu te pune cu el, pentru că nu știu ce a făcut pocăiței, ce vrăji au făcut acolo, nu știu. Încă pe tine nu te-o lovi niciodată, nici nu te-o pălmuit. Dă-i pace, că nu știu ce au făcut ăștia cu el. Lasă-și facă mersul, că nu știm cât ține. Mama o să întors înapoi, a văzut tata că nu are niciun ajutor, o lua sticlă cu sticlă din cămară și câțiva zeci de litri de coniac, tot felul de porcării, le-a aruncat la chiuvetă, o lua țigările, le-a rupt, o lua televizorul și l-a aruncat pe geam afară. Când o aruncat televizorul afară, s-a făcut o explozie, tot blocul a coborât și a zis: ce s-a întâmplat la ăștia în casă? Tata făcea curat în casă. Și a zis: mă, omule, treia măcar să vinzi băutura la jumătate de preț. Și a zis tata așa: cât trăiesc eu, nici nu mai beau, nici nu mai dau de băut la nimeni. A fost așa un șoc pentru mama, încât mama a zis, și cu vecina și cu cei din bloc, au zis: ăștia au nebunit de tot, cine știe ce-a făcut ăsta, unde au ajuns, dar i-a luat Dumnezeu mintea. Tata a început să vină la adunare, regulat, la servici. Au văzut doctorii de la spitalul de boli contagioase că tatăl meu nu mai consuma alcool, lucra la morgă, așa era de dur, era de aspru, încât lucra la autopsie, dacă zicea doctorul: scoate ficatul, scoate ăsta să vedem din ce cauză, l-a aducea pe tavă, fără mască, fără nimic, era foarte crud. Când au văzut că s-a schimbat viața lui și nu mai consumă alcool, au zis: Victore, tu n-ai numai 4 clase în 7 sate, uite, te ajutăm să faci 8 clase și tu trebuie să faci altă meserie. Și l-au ajutat doctorii din spital, l-au ajutat să facă o meserie de fochist și a fost 20 ceva de ani, a lucrat la spitalul de boli contagioase, unde era mama asistentă. Ce s-a întâmplat? Tata a făcut curat, mama a zis: nu mă duc la adunare să nu-mi ia Dumnezeu mintea. Adică tu te rogi pentru asta 2 ani de zile, plătești. Și uitați diavolul cât e de șiret. Când se întâmplă minunea, tu spui că Dumnezeu i-a luat mintea. Adică ai uitat pentru ce te-ai rugat și ce ai dorit. Și a zis: mama, nu mă duc acolo. Tata tot o chema și a zis: hai dragă cu mine la adunare. Hai odată să vezi cum e. Hai să vezi cum se roagă oamenii aia pentru oricine. A zis: nu mă duc să nu-mi ia Dumnezeu mintea. A trecut un an de zile. Dar Dumnezeu a avut milă și de mama. A trecut un an de zile și eu m-am îmbolnăvit de leucemie în sânge,
în ultima fază, la 7 ani. Aveam 7 ani, trebuia să mă duc la școală, n-am mai putut să mă duc la școală, m-au refuzat de la școală pentru că slăbeam pe zi ce trece. Am ajuns să am la 7 ani 14 kg. 14 kg, oase, piele, exact cât o plasă de cartofi, dacă vezi, că 14 kg merge într-o plasă de cartofi. Așa am ajuns să fiu numai piele și os. De la spital, doctorul Iurașov, care mi-a dat diagnosticul și a zis, mai trăiește 3 săptămâni, 4 maxim, trebuia să-mi schimbe sângele tot a doua zi, după aia a început să fie schimbat zilnic. Cea nu mai are rost că oricum deja globulele roșii sunt mâncate de ele albe, oricum leucemia e foarte avansată, nu mai are cum să trăiască și lăsați-l acasă, măcar să moară liniștit. Mama și-a luat angajamentul că mă ține acasă, eram în comă, deja nu mai se coagula nici sângele, mi-au făcut o biopsie în șold ca să vadă cât e de avansată leucemia și nu s-a mai închis biopsia. Așa o bucățică de carne se ia din șold și nu s-a mai închis, s-a scusut așa ca un petec de pantaloni cu zeci de fire în toate părțile pentru că tot pușca încoace și încolo, nu se mai închidea operația. Atunci a zis, singura soluție, cât mai trește o zi, două, o săptămână, să stea cu gheață la șold ca să curgă sângele mai puțin. Eram acasă în comă cu mama și cu doamna Rodica, care se schimbau din când în când, că mama nu mai putea, vine această doamnă și stătea cu mine. Tatăl meu în duminica următoare a zis, hai anul odată cu mine la adunare, hai să vezi cum se roagă ea, dă-mi un bilet și Dumnezeu poate să facă lucrări mari. Mama a zis în mintea ei, mă duc numai să nu-l am pe conștiință, oricum va muri, dar măcar să nu-mi zică neamurile și lumea, că n-am fost și la pocăiți. O venit cu tatăl meu pentru prima dată la adunare, a intrat în biserică pe Carpați. Frații au făcut o rugăciune ca niciodată și au zis, vă dați seama cât era de mare dragostea. Când tatăl meu a dat un bilet și a scris, vă rog să faceți o rugăciune, să ne ajutați în rugăciune pentru un băiat cu numele Radu, care este în ultima fază de leucemie, cancer în sânge. Când au citit frații biletul, au zis, cine e familia care are așa ceva și nu știm noi? Deci așa era de mare dragostea, cum să se întâmple așa boală în biserică, nu știm. N-aveau de unde să știe. Și atunci i-au ridicat pe părinții mei în biserică, în picioare, și au zis, da, pe Domnul știm, îi prieten, vine la biserică, dar pe doamna n-am mai văzut-o, ce tatăl meu e soția mea, ce suntem pentru prima dată cu soția mea aici. Și au zis, uitați, facem o rugăciune pentru acest băiat, ne rugăm, și la final, dacă vreți să rămâneți la urmă, au zis fratele Crișan, care mai trăiește, e păstorul bisericii, dacă doriți, putem să mai facem și să mai discutăm ceva. Și au zis, tatăl meu, e regulă. Au făcut rugăciunea. Eu eram în biserică, s-a terminat biserica, ei erau în biserică, eu eram acasă cu doamna Rodica. După ce s-a terminat programul, frații au rămas cu părinții mei și era fratele Pom Nicolae care a trecut la Domnul și fratele Crișan care mai trăiește și au zis, dacă vreți și ne dați voi, putem să venim și până acasă să mai facem o rugăciune pentru acest băiat. Mama s-a uitat la tata și îl cotea și a zis, să nu vină că nu avem nimic pregătit și Dumnezeu nu ascultă rugăciunea dacă nu faci una și alta. Știu frații ortodoxi despre ce vorbesc și o să nu ascultă rugăciunea, trebuie să dai ceva. Și acum nu avem, că suntem într-o situație disperată și pregătire de mormântare, erau cumpărate hainele negre, era cumpărat tot, se știa unde va fi, numai sicriu mai trebuia cumpărat. Și o să nu vină că, și atunci tatăl meu stai liniștit că aici nu se cere nimic, nu se plătește absolut nimic. Atunci mama a aprobat și a zis bine să vină. S-au urcat în autobuz, au venit la noi acasă, eu eram, vă spun, în comă, acasă, cu această doamnă. S-au pus pe genunchi, s-au rugat, mi-au făcut ungere cu un de lemn. Totul a durat 5 minute. Nici măcar un pahar de apă n-au cerut frații. S-au ridicat de pe genunchi, a zis, domnilor, stați liniștit, Dumnezeu poate să lucreze, dacă îl duce acasă, îl duce acasă, dacă îl vindecă, îl vindecă, dar nu astăzi să fiți liniștiți, să nu vă năcăjiți, pentru că Dumnezeu are planurile Lui. Au dat mâna cu părinții mei și au plecat. După 15 minute după ce i-au plecat, eu m-am trezit din comă și am strigat-o pe mama. Și am zis, mamă, dăm coaj de pâine. Mama s-a speriat și a zis, cum să-i dau coaj de pâine? Că de 2 săptămâni, aproape 3, nu consumam nimic, eram numai cu un tifon la gură, umed, tot era perfuzii. Cum să-i dau coaj de pâine? A luat telefonul de la doamna Rodica, telefonul fix, și o să hai să sunăm la spital, la doctorul Iurașov, care mi-a dat diagnosticul, să-l întrebăm ce să facem, să-i dăm coaj de pâine sau să nu-i dăm. O sunat la acest doctor și o răspuns și o zis, dați-i liniștit să mănânce orice, că oricum va muri, să moară sătul. Nu mai vă uitați ce vă cere. Dați-i că sunt ultimile lui cuvinte și ultimile lui dorințe. Atunci mama a zis către doamna Rodica, te rog, dacă ai o coajă de pâine mai moale, că nu știu dacă poate să o mestece, cât eram de slab. O rupt un colț de pâine, mi-o adus, am început să mănânc din el. Așa încet, foarte încet, de-abia puteam să mestec și a început să mi se roșească. Eram așa ca tavanul dumneavoastră, ca pereții dumneavoastră, alb ca varul.
Au început să mi se roșească urechile, nasul, unghiile au început să devină din albastru, să devină roz. A început să se facă pielea pe mine, să se schimbe culoarea. Mama când o văzut, s-o speria și acum era foarte curioasă să vadă dacă s-a oprit sânge la șold. M-a întors așa un pic să vadă că acolo era gheață tot timpul. Tot blocul ținea în congelator pungi cu gheață și mama mergea din două în două, trei ore la fiecare și lua pungile și le lăsa pe celelalte. Când o văzut mama că s-a oprit sângele, a ieșit din casă în curtea blocului și a strigat-o cât o ținut o gura. Cred că există Dumnezeu. Automat tot blocul coboră la noi în casă. Când a văzut minunea că eu încep și am zis către mama să mă ridice, că eram deja opărit pe spate, să mă ridice, să stau așa în fund, în pat. Când a văzut mama că am putere să stau singur, a zis, da, cred că există Dumnezeu și mă pocăiesc. Au chemat toate neamurile care erau pregătite de mormântare, au venit la noi acasă. Când a văzut minunea asta, au zis două surori de-a lui mama cu soților, ne pocăim și noi. S-a făcut botez și s-au botezat două mătuși de-a lui mama cu soților, cu unchii mei, părinții mei amândoi. Nu după multă vreme, biserica a intrat în construcție. În 72 a fost asta, ce vă spun eu. Și frații aveau nevoie de o familie care să stea în biserică, să răspundă de curățenie, de căldură, de tot. Se construia biserica, era mai și era nevoie de așa ceva, pentru că biserica e destul de mare. Și cu membrii, v-am zis, 1300. Trebuia o femeie de servici tot timpul să fie acolo, trebuia cineva să facă căldură. Mama mea, fără să-i spună la tata, când a fost sfatul bisericii, s-a ridicat în picioare și a zis, mă mut eu la biserică. Oamenii au rămas bine, dar aveți servici foarte bun, asistentă medicală, taică meu era fochis la spitalul respectiv și o stat am omut și eu. Și o zis să facem și noi ceva pentru Dumnezeu că a făcut atâtea lucruri în viața noastră. Și din 72, 22 de ani am locuit în curtea bisericii. Aș putea să zic că am fost ca și Samuel la templu și am văzut lucrările lui Dumnezeu și am văzut lucrări mari. Când au văzut oamenii ce se întâmplă, știți că și-au pus întrebări și au zis, știți cât o trăi la doamna Ghelan să se pocăiască, care au văzut toate minunile astea la noi. 12 ani. Numai după 12 ani s-au pocăit. Ne-am întâlnit cu ea la o biserică baptistă și așa m-am uimit că o văd și am zis, numai nu v-ați pocăit. Zice, da, m-am pocăit. Zice, dar mi-a trăit foarte mult să înțeleg. Și am zis, ce binecuvântare avem. Mare binecuvântare. Știți că nu știm să o prețuim de multe ori. Și am zis, cât mă ajută Domnul, cât îmi dă putere, nu mă las de fanfară, să fac și eu ceva pentru Dumnezeu, dacă tot m-a ținut în viață. Și vă îndemn pe fiecare care sunteți tineri, bătrâni, ce faceți pentru Domnul, să știți, cu aia rămânem. Toate trec. A trecut timpul. Am devenit și eu matur și adolescent. Cu toate semnele astea, care le știam în viața mea și minunea care a făcut-o Domnul, s-a întâmplat o cădere. În 86, aveam 18 ani și mi-a venit și mie mandat, sau cum era atunci, de încorporare, să merg în armată. Eu foarte mult mi-am dorit să fiu pilot de avioane, foarte mult îmi place înălțimea și nu mi se face rău dacă mă duc la mama soacră, stă la etajul 7, să zic, și mă pot uita în jos și încă e o delectare pentru mine să mă uit de la o înălțime jos, nu mi se face rău. Și care foarte mult mi-ar fi plăcut, dar trebuie să fii foarte bun la fizică, la matematică, care eu nu eram foarte bun. Și atunci am zis, totuși, dacă nu reușesc acolo, măcar să fac armata la parașutiști, măcar să sar și eu din avion, să văd înălțimile. Bineînțeles că să ajungi la parașutiști în 86, pe vremea comuniștilor, nu se putea să fii pocăit, n-aveai cum. Tatăl meu știa gândurile mele și o zradule, nu încerca că n-are rost. Creștinii ajungeau la munci agricole, la mină, cei mai piloși la infanterie eventual, dar nici de cum la parașutiști. M-au chemat la încorporare unde știți frații mai în vârstă cum era, că dădeai un chestionar în care trebuia să scrii printre altele religia părinților, religia ta personală. Eu am scris la mama și la tata ortodox, am scris la mine ortodox. Eram botezat în apă. Și am zis, eu m-am liniștit așa în mintea mea și am zis, Doamne, nu te superi pe mine pentru că oricum tu știi că eu tot copilul tău rămân. Dar oamenii ăștia nu înțeleg ce e aia penticostal și decât să n-ajung acolo, nu cred că e o mare greșeală. M-au întrebat, dar ce-i cu operația de la șold? Am zis, am căzut cu sania și din cauza că am căzut cu sania, am zis eu că am sărit într-un lac, s-a spart lacul, gheața și m-am tăiat așa cum vedeți aici. Dar ce bine, văd că de la școală ți-o venit, eu eram scutit de educație fizică, dar eu jucam fotbal cu ei mai mult ca ceilalți, pentru că aveam timp mai mult liber. Ăștia făceau educație fizică, eu jucam fotbal.
Eram scutit de educație fizică și au zis, bine, ți-au venit de la școală dosarul în care scrie scutit de educație fizică, suspect de leucemie și imofilie. Și am zis, domnule, lăsați-i în pace că-ți povești. Așa m-am scus și eu la educație fizică, că altfel nu puteam să scap de educație fizică, dar eu joc fotbal toată ziua și puteți să mă puneți la ce antrenamente vreți dumneavoastră. Deci dacă e așa cum zici tu, va trebui să mergi la București, la Spitalul Central din București, să-ți facă ei analize, pentru că nu putem să te lăsăm așa cu operația asta și cu ce ne spui tu și ce zic actele. M-am dus în București pe cheltuiala mea la Spitalul Central Militar, mi-au făcut toate testele, m-au pus la bicicletă dimineața, mi-au luat tensiunea 15:8, seara odihnit 15:8, dimineața 15:8, tot era 15:8, era destul de mare. Și au zis, văd că la efort ai aceeași tensiune, la odihnă aceeași tensiune, poți să sari. Mi-au dat acceptul, am venit la Cluj cu actele și au zis, bun, dacă ei spun, în regulă. Am ajuns acasă foarte bucuros, i-am zis la tata că s-a rezolvat totul. Și o tata, nu cred că s-a rezolvat. Zic, ba da, tata, s-a rezolvat. Dar nu te-a întrebat de religie, ba da. Și ce ai scris? Ortodox. Te-am auzit pe tine când ai zis în biserică că ortodox înseamnă bun creștin. Sau drept creștin. Nu cred că e un păcat. Și o zis, tata, ai făcut exact ce a făcut Petru. Nu te juca cu Dumnezeu, tu ai făcut o lepădare, tu n-ai spus adevărul și asta te costă. Și am zis, tată, stai liniștit, că știi că eu sunt copil cu minte și pocăit și să nu crezi tu că mă las eu de pocăință în armată. Și au zis, ai grijă că tu te joci cu Dumnezeu. Am ajuns în armată la Titu, la Boteni, o companie de parașutiști, mai este la Caracal, la Buzău, la Lona, la Câmpia Turzii. Totul a fost perfect. O perioadă. Dar după câteva săptămâni, știți cum e în armată, cum era atunci? Când vinea pachetul de acasă de la cineva și dacă avea în pachet un vin sau altă băutură, se dădea din mână în mână și gustam toți. Când a ajuns în dreptul meu cu sticla și cu paharul, a zis, mulțumesc, nu beau. Zice, dar numai nu ești pocăit. Zic, nu, nici vorbă de atunci, te rog frumos să bei, că altfel cândva să nu-i părăsc, să-i spun că consumă vin. Am luat și am băut împreună cu ei ca să nu mă depisteze nimeni că-s pocăit. Mergeam la instrucție. La instrucție, bineînțeles, era pauză de țigară de 10-15 minute. O țigară mergea așa în 30 de mâini, până la capăt și se termina. Când ajungea în dreptul meu, eu săream peste și o dă la următorul sus, de ce nu fumez? Ești pocăit? Zic, nu. Deci atunci te rog frumos să tragi și tu, chiar dacă n-ai fumat, trebuie să te obișnuiești că suntem aici o familie, suntem o echipă. Și am tras și eu din țigară, pentru ca să nu fiu depistat că-s pocăit. Toate antrenamentele au fost perfecte, a mers bine, am făcut 4 salturi, care parașutorile, primele 5 de fapt, sunt automate, după aia iar rămân automate, dar trebuie să neapărat trebuie să deschizi tu parașuta și dacă nu o deschizi tu, după 20 de secunde, automat o deschizi un aparat cap 3 ca să nu mori. S-a întâmplat primele salturi, am sărit cu un comandant dintr-un avion AN-2 care are ușă laterală pe dreapta, acum se folosesc mai mult la stropit avioanele, sunt mai mici, sunt de 8 locuri, cu comandantul 9, cu pilotul 10. Ce s-a întâmplat la al 5-lea salt? S-a schimbat comandantul de navă cu care săream de obicei. Și acum s-a întâmplat să ies eu primul din avion, am intrat ultimul și trebuia să ies primul afară. Cu cel primul cu care săream, aveam niște obiceiuri, care unele îs trecute în regulament, unele nu. De obicei se aprinde becul galben în avion și automat te ridici în picioare, îți pui, cum să zic, cu aparatul cap 3, ți-l cuplezi. În momentul când am ieșit din avion, acest fir decuplează aparatul, e ca și un cablu de bicicletă de la frâna de mână, a ieșit din avion, cablul rămâne acolo și decuplează aparatul ăsta și numără, în timp ce eu sunt în aer. S-a prindea becul galben, făceai treaba asta, s-a prindea becul verde, deja te puneai în poziție, te îndreptai spre ușă, se deschidea ușa și mai suna o sirenă. În momentul când suna sirena, pilotul ne dădea voie să ieșim ca să nu ieșim din rază, să avem de venit pe jos 10 de kilometri după aia, să sărim unde ne zice el, pentru că eram cel mai aproape de unitate. Ce obicei mai aveam cu... Normal, după ce se auzea sirena, trebuia să ieșim rând pe rând, unul după celălalt. Dar cu primul, aveam un obicei, ai o cască pe cap, aveam un obicei că ne mai dădea o bătaie pe umăr el. Ne bătea pe umăr și asta era ieșirea. Asta a fost de 4 ore. Al 5-lea nu știa obiceiul ăsta. Acum, fiind eu primul, treia să ies, am auzit sirena, m-am pregătit să ies, dar așteptam bătaia. Credeam că e ca și celălalt. Celălalt a văzut că eu nu ies, ezit să ies, m-am împins. Nu era o problemă, încă parașutarea era automată, nu se întâmpla nimic. Dar pentru că avionul ăsta are ușă lateral, are un prag.
Nu e ca și cele care sunt anedoi în spate și au o trapă unde poți să intri cu mașinile în avion și e drept, e perfect drept, n-ai niciun prag, n-ai nimica. Asta era un prag. Și atunci eu m-am împiedicat și m-am dus cu capul în jos. Nu era o problemă că mergi cu capul în jos, pentru că există o parașută extractoare, una stabilizatoare și după aia cea principală. S-a deschis parașuta extractoare, s-a deschis cea stabilizatoare și eu tot nu mi-am revenit, tot cu capul în jos. Și când s-a deschis cea principală, deja a comandat-o aparatul cap 3, eu nu știam ce fac, ci atât am zis. Când am văzut că nu pot să fac nimic și mă duc cu capul în jos și nu-mi revin la normal ca să deschid parașuta, am zis în mintea mea, n-aveam timp să fac o rugăciune. Cum avem timp acum și nu ne rugăm, știți că de multe ori mintea noastră e în altă parte. Dar când ajungi la probleme, așa te știi ruga, știți? Și am zis în mintea mea, n-am apucat să zic cu cuvinte, Doamne, dacă mă scap de aici, toată unitatea va ști că-s pocăit. Atât am zis în mintea mea. Am venit cu capul în jos, s-a deschis parașuta principală, a deschis acest aparat fără să o comand eu și mi-a încălcit picioarele. Cele 36 de sfori de suspante care sunt la parașuta principală mi-au încălcit picioarele. Pentru că eram cu capul în jos și cu picioarele în sus, parașuta s-a deschis și mi-a făcut chestia asta. Vă dați seama, veneam cu parașuta întredeschisă, deci nu era deschisă normal, ca și o umbrelă care urmează să o deschizi, deci încă nu e deschisă. Veneam cam cu 6-7 metri pe secundă, cu capul jos. Picioarele legate, nu mai aveam nimic, deci așa veneai ca și un cui. Când au văzut colegii mei care mi-au spus după aceea, când au văzut comandanții care erau toți în linie și se uitau la fiecare cum sare și cum deschide parașuta, au pus toți capul în pământ și am zis, gata, asta moare, nu mai are cum să scape. În momentul acela, am simțit că mâna mea face ceva, ca și când o mână o ai paralizată de n-o simți. Am văzut că lucră ceva singură. Ai o parașută de siguranță în față. Pe parașuta de siguranță există un drip, un cuțit cu două tăișuri care nu are vârf. Așa e făcut ca să nu te accidentezi în caz că cazi sau ceva, dar să-l poți să folosești să tai orice și mai ales să-ți deschizi parașuta și dacă trebuie să o faci feșferliță și să o îngropi în caz de război, se poate face. Poți tai orice, ca un brici taie, poți să te și bărbirești cu el, dar nu are vârf. Și am văzut că mâna mea dreaptă ia acest drip, așa îi zice, și m-am aplecat la picioare și dintr-o mișcare am tăiat parașuta principală. Deci cele 36 de sfori care erau subțiri și întinse s-au tăiat dintr-o singură mișcare. S-a dus parașuta principală, eu mi-am revenit în picioare și la 200 de metri parașuta de siguranță trebuie deschisă cel puțin la 400. La 200 de metri am deschis această parașută fără să vreau. Eu s-a deschis, am deschis-o, vă spun, mâna mea făcea ceva mecanic. Mi-am revenit în picioare, am deschis parașuta de siguranță și am ajuns în picioare pe pistă, pe pista de beton. Deci era pistă de beton și era și pistă de iarbă. Dar am ajuns pe pista de beton în picioare fără să-mi rup o mână, fără absolut nimica. Nici n-am apucat să respir bine și să-mi deschid parașuta, am apărut pompierii, salvarea și comandantul cu trei mașini. Și m-a întrebat soldat ce s-a întâmplat și eu am zis Dumnezeu m-a scăpat. Când am zis de Dumnezeu, o zis lăsați-l, duceți-l la infirmerie că e sub șoc și altceva, nu știe să vă spună numai de Dumnezeu, nu întrebați altceva, duceți-l la infirmerie și lăsați-l să se odihnească până dimineață și dimineața era ora 1 la miaz, lăsați-l până dimineață și dimineață povestim cu el să vedem ce s-a întâmplat. S-au oprit parașutările, s-a anunțat la București că a fost un incident, dar s-a rezolvat. S-au oprit parașutările la Buzău, să se reau de obicei cam în acelea zile. Sau la înțelegere, trebuia să ceri acceptul de la București, bineînțeles datorită în aer că se întâmplă ceva, să nu vină alte avioane. Și s-a zis, s-a întâmplat un incident, se opresc parașutările, nu mai sar restul și mâine dimineață toate cadrele militare care răspunde, așa cea trebuie să vină la Titu, la Boteni, din București, din Caracal, din Buzău, din Lona, de lângă Cluj. M-au dus la infirmerie. La infirmerie aveam un coleg care era din Cluj, asistent medical, de fapt îi ziceam noi sanitar, care știți. Și mi-aduc aminte că mi-a dat trei medicamente foarte mici, fenobarbital, mici de tot. Și o ziale astea ca să te liniștești și trebuie să dormi și să te odihnești. Eu le-am luat toate trei și am dormit de la ora 1 la miaz până dimineața la ora 3. Nu m-am trezit, n-am știut nimic. Când m-am trezit la ora 3, noaptea, m-am speriat și am zis, ce caut eu aici? Când am văzut infirmeria, aici erau câțiva internați, colegi de-ai mei, și am zis, de ce caut eu aici? N-am mai știut nimic ce s-a întâmplat. Și am vrut să ies afară din infirmerie, să văd unde și ce se întâmplă aici. Colegii mei au oprit și au stat liniștit. Ce? De ce ești așa? De zic, ce caut eu aici? Păi ce, nu știi ce s-a întâmplat? Nu. Păi ce, ai sărit?
ai avut un incident, l-ai rezolvat. Deci la Caracal, un major care avea mii de salturi, că parașutele astea militare și de fapt toate parașutele se încearcă prin dată de un ofițer care să vadă cum corespunde parașuta. Comandă dreapta, stângă, dacă funcționează foarte bine și după el îl semnează și spune. Parașuta trage un pic în dreapta, dar se poate rezolva, se poate pilota sau chiar o corectau ăștia și o duceau la refacere. Și acest major a avut același incident pentru că a lăsat parașuta să poată sări de mai multe ori într-o zi, nu deschidea parașuta la... Ei săreau cam de la 3.000, noi săream de la 1.500. De la 3.000 trebuia să o deschidă deja cel puțin la vreo 1.500 și să încerce toate comenzile la parașuta respectivă. El a venit și a zis, n-avem timp, până la 400. La 400, când s-o deschidă parașuta principală, nu s-o deschis pentru că a fost pliată greșit de cineva, pentru că are niște suspante care, v-am zis, 36, care intră între niște inele. Dacă cumva ai sărit peste un inel, exact ca șiretul la păpuci, dacă cumva nu l-ai pus cum trebuie, deja va trage de el, că rămâne nodat. O deschis la 400 de metri, parașuta principală, nu s-a deschis și pe când s-o deschidă cea de siguranță, era prea târziu și a murit. Și atunci ei și-au făcut în calcul și o stai un pic, un soldat care sare de 4 ori, acum sare a 5-a oară, rezolvă un incident care nu l-a rezolvat ăsta. Și de aia și-au pus problema și au zis tot să vină la repede la Boteni, la Titu, să vadă ce s-a întâmplat și cumva să ia lecții. Și atunci când mi-au zis colegii toate lucrurile astea, am zis, bun, lăsați-mă, nu se întâmplă, nu mă duc nicăieri, lăsați-mă afară să mă plimb, să trag aer curat și dați-mi un pic de apă. Am ieșit afară până dimineața la ora 6, m-am învârtit în jurul infirmeriei și m-am rugat și am zis, Doamne, te rog frumos, iartă-mă și dă-mi putere să nu mai fac să mă leapă de tine niciodată. Dă-mi putere dacă mă scot ăștia în față să spun adevărul, că mi-era frică acum, știam, dacă spun adevărul, aici nu mai am ce căuta. Aveam o teamă, dar pe deasupra aveam și așa o liniște, m-a scăpat Dumnezeu acum, fie, oricum trebuia să fiu mort, orice îmi fac ăștia nu mai contează pentru că trebuia să fiu în mormânt. M-am rugat până dimineață la 6 și m-am tot învârtit așa și am cerut de la Dumnezeu iertare și putere să-mi dea să spun adevărul și să-l pun așa cum trebuie. Dimineața la ora 6 m-am spălat, m-am bărberit, m-am aranjat, au venit cadrele militare de unde v-am zis, au fost 400 de soldați cu restul cadrelor care au fost. Au venit și m-au scos în față la careu și au spus, soldat Julian, te rog să explici incidentul și cum s-a întâmplat. Eu atât am știut să le spun și am zis, cum era atunci, dacă știți, dragi tovarăși, zic, n-am ce să vă spun decât că Dumnezeu m-a scăpat. Eu am ajuns aici pentru că mi-e foarte dragă parașuta, dar eu sunt pocăit. N-am știut ce am făcut, eu când am văzut că vin cu și m-am prins comandantul și am venit cu capul în jos, n-am știut ce să mai fac, m-am pierdut, dar mâna mea a făcut ceva pentru că eu m-am rugat și am zis, dacă mă scap de aici, toată unitatea va ști că-s pocăit. Când au auzit ăștia, erau așa comandanți în linie lângă mine, era unul un comandant, Chira Vasile, cu care făceam instrucție și era foarte supărat că nu am zis datorită instrucției, așa trebuia spus, datorită instrucțiilor, antrenamentelor, tot, am reușit să fac acest incident sau l-am rezolvat. Comandantul principal, care era comandantul mare, a zis, a venit lângă mine și m-a dat așa încet la o parte, m-a prins de după cap și a zis, lăsați-l că încă e tot sub șoc. Acest soldat a reușit acest incident să-l rezolve datorită și o lua pe toți în rând. De astăzi, aceste cadre militare vor fi înaintate în grad, bineînțeles numărit salarul. El fiind major, a ajuns să fie colonel plin, comandantul nostru, datorită acestui lucru. Și pe mine m-a făcut sergent. Adică sergent la 4 luni de armată trebuia să ai școală de gradați, ajungeai fruntaș, caporal și după aia ajungeai sergent după un an de zile. M-au făcut sergent în ziua aia și au zis dați-i pace, nu vă mai tași, au spus că nu e adevărat nimica, el e ca și noi, dar e șoc, asta se întâmplă la oricine, au zis ei. S-a făcut o masă festivă, tot a fost în regulă, seara, la ora 10, când se dă stingerea, de obicei intră pe rând comandanții, intrau SSC pe unitate. Cum mai vorbesc pentru frații mai în vârstă care știu. Intra câte un ofițer pe rând și acest Chira Vasile, care a fost foarte împotrivă, că de ce n-am spus eu și nu l-am lăudat pe el, că datorită lui, că antrenamentele care le făceam erau, săream dintr-un drenajor, așa îi zice, cum ar fi să sar de la etajul 3 la bloc, la parter să se oprească frânghia și numai atât ai frânghia, lungimea aia. Mă dați seama de șocul ăla care l-ai, sar de la etajul 3 la parter s-a oprit. Ei spuneau că trebuie să ne obișnim cu deschiderea parașutei, cu șocul care îi când se deschide parașuta în aer. Bineînțeles că nu era așa de mare șocul ăla. Dar ca să te obișnuiești cu ăla și să n-ai probleme, mai bine să te obișnuiești cu unul mai dur. Și eu la acest comandant, la acest Vasile, am sărit odată și când am văzut cât e de groaznic și cum ți se făcea rău și dinții în gură sar, am zis, nu vă supărați, domnul Vasile,
Bine, asta în particular, trebuie să-și vă rog frumos să-mi dați voie să raportez și alte lucruri. Am zis, vă aduc slărină din Ardeal, ce n-ați mâncat dumneavoastră în vece și nu știți ce e aia. Dați-mi voie numai să nu mai sară. Deci uite atunci cum facem. Tu ții tabelul și trebuie să ții ordinea să sară tot. Și tu trebuie să notezi care a sărit. Și eu trebuia să sar de fapt ultimul și nu mai săream. Și el când și-a adus aminte că m-a ajutat pe mine la treaba asta și mi-a făcut acest bine să nu mai sar, era foarte supărat că nu l-am amintit pe el, adică să-l scot în față. La ora 10 când s-a dat stingerea, vine SSC, un coleg de al meu care era pe comandament, deci pe batalionul respectiv, era un fel de gardă, și a zis, Radu, te cheamă ofițerul de servici. M-am speriat și am zis, dar ce să mă cheme pe mine seara după ora 10? De ce mă cheamă? Și atunci m-am gândit, precis să-mi face asta ceva, mă trimite de aici și să nu mai vadă colegii mei. Și am zis către cel care era cu mine, Mircea din Cluj, am zis, te rog frumos, fă-mi păpucii, aranjează-mi cămașa, că eu scriu o scrisoare acasă, care tatăl meu a citit-o în biserică. În 3 minute am scris o scrisoare în care am zis așa, tată, să nu mai fi supărat, dacă nu voi mai trăi, oricum ne întâlnim în cer 100%. Am zis, s-a dovedit ce ai spus și Dumnezeu m-a scăpat. Nu am timp să spun acum, dar trebuie să zic fraților și bisericii că Dumnezeu trăiește și Dumnezeu e viu și Dumnezeu e adevărat. Și uite, eu am rezolvat un incident cu ajutorul lui Dumnezeu care nu l-a putut să rezolve altcineva. Stai liniștit, dacă nu o să mai auzi de mine niciodată, să știi că în cer ne întâlnim 100%, i-am zis la tata. Am semnat-o și am dat-o la acest Mircea și am zis, dacă vezi că nu mai vin de la comandament în noaptea asta, dă-o tu și trimite-o acasă, te rog. Bun, s-o speriat-o și el, că n-aveam plic, trebuia să facă rău, el o citit-o și el. O zis, bine, Radu, le-o pun. Am ieșit, ne-am ajuns bine să ies din comandament, m-a așteptat la ușă, unde era un dormitor la noi, cu două nivele, și o zis, soldat, ticălos, nenorocit, să nu spui tu și să nu amintești de mine, m-a scuipat pe pantalon. Și o zis, să-ți vină mintea la cap, și tu nu vezi că ești nebun, zice, să-ți vină mintea la cap, te rog frumos să-ți iei o pastă de dinți, să-ți iei peria de dinți și să speli scările de la etaj, de la parter până la etajul 2, până dimineață. Să speli scările cu pasta de dinți, ca să-ți vină minte la cap. Adică tu nu știi să spui adevărul, tu nu știi să spui că datorită mie ai ajuns să rezolvi acest incident, deci văd că tu ești încă de reglat și trebuie să te aduc pe linia de normal. Am înțeles să trăiesc, n-aveai ce să comentezi și să spui. M-am dus sus, mi-a luat pasta de dinți, mi-a luat pasta și peria, cu un păhărel de apă, am venit și m-am apucat. O scară, două. El s-a dus, am văzut că se duce în comandament, automat m-am dus și mi-a luat o cârpă cum trebuie din dormitor, am rupt o pătură și m-am apucat să spăl cum trebuie scările, nu cu pastă de din, era o porcărie, nu era nimic de fapt. Dar asta îmi zicea mie că se vadă că nu-s normal. M-am apucat să spăl scările până sus, mi-am adus un lighean, le-am spălat odată, când am văzut cum arată, zic, le mai spăl odată, le limpeze să fie mai frumoase. Le-am mai spălat încă o dată, nici 10 femei de serviciu nu le spăla. Așa liniște am avut și am zis, Doamne, dacă asta e toată pedeapsa care trebuie să o iau, sunt cel mai fericit. Dacă atâta trebuie să plătesc pentru, fără de legea mea sau fără necunoștința mea, că nu te cunosc. Dacă asta e tot, e cea mai mare bucurie pentru mine. Când am văzut cum arată scările, în dormitoare, știți care erați atunci, se dădea și cu ceară de parchet pe parchet. Era o ceară de parchet care o dădeam cu păturile prin dormitoare. M-am dus și am luat ceară de parchet, scările erau din mozaic, din ăsta foarte fin. Am luat ceară de parchet, am făcut scările și cu o pătură le-am lustruit. Arătau ca și o marmură ultra. Nu au fost așa scările niciodată. Când am văzut cum arată scările, așa liniște am avut și pace, le spălam de 100 de ori. Am zis, hai să spăl și balustrada. Era cu tot felul de forme de metal. Hai să spăl și balustrada, că nu a spălat-o nimeni niciodată. Am luat această cârpă, am apucat să spăl balustrada. Când am văzut cum arată și balustrada și scările, zic, hai să spăl geamurile. Adică acum sunt urâte și cum arată. Și m-am apucat de la parter, etajul 1, când am ajuns la etajul 2, la penultimul geam, a apărut acest comandant. Era dimineața la ora 4. A apărut la ora 4 și când m-a văzut că l-are pe geam, că m-a spus că la ăștia nu-i să fac greu, eu stăteam cu un picior afară și cu un picior înăuntru, spălam geamul pe din afară. Când a văzut, a zis, prostule, oprește-te, nebunule, ce faci că pii jos? N-aveai voie să trăia să spui, vă rog frumos să-mi permite să raportez, n-am vrut să comentez. Dă-te jos de pe geam. Cine te-a pus pe tine să speli geamurile? Și am zis, vă rog frumos să-mi permite să raportez. Nu puteam să las scările și balustrada fără să spăl geamurile. Dar cine te-a pus pe tine să speli balustrada și scările? Și ce ai făcut aici? Când a văzut el, a zis, te rog frumos, du-te repede, culcă-te, era ora 4. Că dimineața la 6 e trezirea și trebuie să fii limpede la cap. Ia-ți sculele de aici, deci ce aveam eu scule? Aveam cârpele și ligheanul, niște hârtii, niște ziare, că știam că mama cu ziare spăla, ca să fie luciu, le dădeam și cu ziar. Asta sticla.
Bineînțeles, mi le-am luat, l-am dus, m-am făcut că mă duc în dormitor, el a ieșit, m-am întors înapoi. El a intrat în comandament, eu m-am urcat iar la etajul 2. Așa pace, vă spun, când Dumnezeu îți face o iertare din asta sau îți face o vindecare. Să știi, nu poți să uiți, nu? E așa că o făcut și o treci și o mers. Așa bucuria am avut în suflet și liniște, încât m-am urcat iar la etajul 2 pe geam și m-am apucat să-l spăl, să nu-l las neterminat acolo. M-am oprit dimineața la 6 când s-a dat deșteptarea, m-am spălat pe mână, pe față, m-am îmbrăcat și am ieșit ca și proaspăt, știu, odihnit. N-am raportat niciodată la nimeni. Puteam să-l raportez la comandant să zic că mi-o rup și epoleții noaptea aia, el, și mi-o rup jos, că eu ți-am dat, eu ți-i dau jos. Nu a fost nicio problemă, mi-am cusut, le-am pus la loc, n-am zis la nimeni nimic, așa liniște și pace am avut. Adică așa poți să ierți când îți face Dumnezeu un bine, numai de multe ori noi, să știți, nu facem asta, de multe ori întoarcem rău pentru rău. Așa m-am bucurat, încât am zis, e o lecție extraordinară. Bineînțeles că am luat scrisoarea și am completat de orice trebuie completat și ai o citit-o tata în biserică, când au fost la o predică. Ce s-a întâmplat? Totul a fost bine și frumos. După 10 zile a intrat comandantul mare, deci colonelul care a ajuns colonel, care era peste unitate, a intrat SSC-ul, ofițer de serviciu pe unitate. La ora 10, istingerea, vine SSC-ul, zice, Radule, te cheamă comandantul Iepure Vasile. Când am auzit de așa ceva, cum să mă chem pe mine comandantul mare, care de fapt nu dădea față cu noi cam niciodată, numai la 23 august, la 1 mai, care știți, frații? Și mergeau cadrele militare și discutau și ne aduceau nouă și ne spuneau ceva prin SSC sau prin ăștia mai micuți. Cum să mă chem pe mine comandantul mare? E clar, se întâmplă ceva. Dacă mă cheamă ăsta, m-am pregătit, colegii m-au ajutat, unul mi-a dat bocanci, unul mi-a trebuit să fie la linie și aranjat perfect și călcat și pus la punct și tuns și ce vreți dumneavoastră. Bineînțeles că în 3 minute m-am aranjat, mi-au dat colegii tot felul de haine, m-am echipat și m-am dus și toți au zis, Radule, stai liniștit, ăștia nepocăiți, o să ne rugăm pentru tine, ăștia nepocăiți. Bineînțeles, am ieșit cu foarte mare teamă. Când am ajuns în comandament, care era o clădire vis-a-vis, am bătut la ușă și au zis, intră. Când am intrat și l-am văzut pe el deschiat și era, deci era în cămașă, nu era voie așa ceva, deschiat la cămașă, cum zic eu, stătea pe scaun și o să intră. Eu n-am intrat, eu n-am executat, am stat în poziție de drept în fața ușii. Și am să stau ori băut, ori nebun. El, de fapt, trebuia să fie îmbrăcat, să se ridice în picioare, să vină în fața mea și așa să mă cheme, nu să stai tu pe scaun și ce poftește înăuntru. Eu tot nemișcat în fața ușii am stat. Atunci el s-a ridicat de pe scaun, a venit, m-a tras înăuntru și a închis ușa pe dinăuntru cu cheia. Când a închis ușa, am zis, hopa, iară ceva noi, ăsta ori mă pușcă, ori îmi face ceva, de ce închide ușa pe dinăuntru? S-a pus înapoi jos, s-a zis, soldat, fă-te comod și liniștit, vrei să bei o cafea? Iar m-am șocat. Eu nu mișcam din poziția de drept. S-a zis, hai să spun ceva, de ce am închis și ușa? Mama mea e pocăită. Când am auzit așa ceva, așa m-am liniștit. Ce, mama mea e pocăită? Și vreau să spun de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Atunci mi-am dat jos vestonul ceea ce nu era voie. M-am deschiat la cămașă ca și el ceea ce nu era voie. M-am pus pe scaun și am zis, da, puteți să-mi dați o cafea. Și o să hai să spun ce am zis mamei mele. I-am zis, uite ce s-a întâmplat la mine și de ce am ajuns să fiu avansat în grad. Un soldat, nimerit, necunoscut de nimeni, a făcut acest incident și datorită acestui lucru m-au avansat ăștia în grad. Și o zis, da, eu povestit tot cum s-a întâmplat și cum am zis eu în fața careului că Dumnezeu m-a scăpat. Și o zis, da, asta s-a întâmplat ca tu să te pocăiești. Eu ți-am spus că Dumnezeu lucrează și Dumnezeu face lucrări mari. Dacă copilul ăsta murea, tu nu mai erai nici avansat și poate erai degradat. Dar uite, Dumnezeu ți-a vorbit prin băiatul ăsta. O zis el către mine. Când a zis lucrul ăsta, am zis, zic, domnul colonel, permiteți-mi să vă raportez. Asta e zero. Hai să vă spun eu toată viața familiei mele. Am început la 10, am terminat la ora 4. El plângea, eu îi predicam lui. Tot ce am știut din casa noastră. La ora 4, o zis, acum e destul de târziu, zice, nu ți s-o-mi zic, nu. Zice, voi în biserică știu că voi pocăiții, copiii tot fac ceva, tinerii fac în biserică, nu stau degeaba. Tu ce făceai în biserică? Zic, cânt în fanfara bisericii. Tu cânt în fanfara, da. Zice, și ai ști să cânți la goarnă? Da, cum să nu? Noi care mergeam în armată, cei care erau înainte, ne învățau toate semnalele, deșteptarea, adunatul la masă. Tot le știam semnalele. Și-o zis, de 2 cicluri, deci un an și ceva, n-am avut gornist. Deci ar fi cazul să avem acum, zice, și chiar ești în stare să gândi, da, zic, vă știu tot. Am ieșit din biroul lui și pe capătul coridorului era un soldat care era la drapel, era gardă la drapel, frații știu, acolo n-aveai voie să miști,
N-avea voie să... Drapelul trebuia păzit tot timpul. Dacă acest drapel dispărea, trebuia să dispară și unitatea. Așa era trecut în acte și așa era regula. Și acest comandant i-a zis la acel soldat, zice, te rog frumos, du-te la etajul 2, camera 12, și ia de acolo gorna și adu-o la băiatul ăsta să încercăm să vedem cum sună. Ăla nu s-o mișca, vă dați seama, trebuia să-i zici parola. Ca eu să intru cu el, să vorbesc ceva cu cel care e în gardă, trebuie să știu parola, care se schimba în fiecare zi. Când ăla n-a zis nimic ca și mine, stătea, i-am zis eu atunci, zic, mă, înțelege-mă, nu suntem bez niciunul, totul e în regulă, lasă la mine arma, că mă cunoști că-s din compania parașutiști, el era de la aviație. Zic, mă cunoști, lasă la mine arma, dar du-te că eu nu știu, aici, aici n-am fost niciodată, du-te tu, care făceau servicii la unitate, care erau bucătari, care erau gorniști, cum am fost eu după aceea, care erau șoferi, toți erau în comandament, nu dormeau cu ceilalți, erau la ordinele ofițerilor. Și o să du-te tu sus, adu din camera 12 goarna și după aia vin apoi. Vă dați seama că el a început să-mi spun așa, ce tu știi că ce fac eu, ne paște batalionul și pușcăria pe toți. Zic, da, nici, dar nu știu să mă duc, du-te tu. Mi-a dat arma, vă dați seama, așa ceva nu se făcea. Mi-a dat arma, s-a dus, a luat goarna, mi-a dus-o, el s-a dus la locul lui și a zis, vă rog frumos să nu spune, pe comandatul mare, dacă te lasă, ce să mai zicem de ăștia mici? Și a zis, nu cumva să mă raportați sau să spuneți că ăștia mă leagă. Zice, stai liniștit copile, du-te, fă-ți treaba. Am ieșit afară cu el în curte și a zis, știi să strigi deșteptarea? Zic, da, știu. Nu, ce te rog frumos, hai vreau să aud. Și am zis către el, nu mă lăsați să morg pe comandament sus. Dar pe unde să te urci? Zic, pe scara de incendiu. Ce așa vrea să audă toată câmpia așa, s-o să cânde tare, încât toată câmpia asta, cât e pista cu obstacole de 6 km pătrați, tot să știe. Și a zis, bine, dai grijă să nu pici. Eram în cămașă și eu și el. M-am urcat sus pe scara de incendiu. Așa am cântat, încât colegii care erau în batalioane unde dormeau, stingeau becul, aprindeau becul. Era o alarmă de război 100%, pentru că nu s-a mai auzit cu gorna așa ceva. Vă dați seama, erau foarte... Ce s-a întâmplat? Chiar că e război. Au ajuns jos cu hainele altora, fără arme, cu arme, cu păpucii lui celălalt. A fost un dezastru, pentru că trebuie să pui pături în geam, trebuie să nu aprinzi becul numai la lumânare să stai. Ei au aprins și becul, l-au stâns, iară l-au aprins. Au ajuns dezastru în curtea unității. Eu eram sus, comandantul era în curte. După ce s-au aliniat toți și au zis, ați auzit gorna? Da. De acum încolo avem gornist, dimineața la ora 6 o să vă mai trezească o dată, să știți că astea vor fi semnalele pentru voi. Toți se uitau unde-i gornistul, eram sus pe clădire, nu m-a văzut nimeni. Dar au zis, da, gornistul unde-i? Nu-i treaba voastră, l-ați auzit. Mergeți înapoi, culcați-vă dimineața la ora 6, așa se va da deșteptarea și ieșiți la înviorare. Toți se uitau și murmureau, unde-i băiatul? Nu știau că-s eu toți, știau câțiva, puțin știau, se gândeau că numai eu puteam să fiu. Au plecat, la sfârșit am coborât jos, am dat mâna cu el și am vrut să plec să mă întorc în comandament. Și am zis, nu, zice, du-te în comandament, dar ia-ți valiza, ia-ți tot ce ai acolo și te duci în camera 12 și de astăzi înainte vei sta în camera 12 la ordinele comandanților și încet vreau să schimb și pe șoferul meu, pentru că fumează foarte mult și eu nu fumez. Și zice, chiar mi-aș dori să fii tu șoferul meu. Și am fost 6 luni șoferul lui. Am fost un an și 2 luni, am fost gornistul firmei sau a unității și când am văzut cât bine mi-a făcut mie Dumnezeu și cum încercăm noi să ne descurcăm singuri și să zicem, Dumnezeu, las că aici mă descurc eu, nu trebuie să intervii tu, aici nu ai tu ce să faci, eventual mai încolo dacă se încurcă problemele. Și am zis, Doamne, cât trăiesc eu? Mă bazez numai pe tine și te mărturisesc fără să-mi fie rușine. Să știți, asta e cel mai important lucru, să nu vă fie rușine de Dumnezeu, mici, mari, niciodată, să nu vă fie rușine, să spuneți, da, spocăit, da, mă duc la biserică cu mama și cu tata, să nu vă fie rușine niciodată, pentru că Dumnezeu, să știți, are mâna Lui și are protecția Lui, dar să știți că poate să lucreze și invers. Am văzut în viața mea, am văzut ce a lucrat Dumnezeu. Acest comandant mi-a spus așa, m-aș pocăi, dar nu pot, dacă află comuniștii și în ce funcție era, că mă pocăiesc, ăștia mă omoară. Dar eu cred în Dumnezeu, mama mea se roagă pentru mine. Asta v-am zis, era în 86, până în 88, când am ieșit, a venit Revoluția. În 90, în 89, când a fost Revoluția, s-aud că acest comandament, Iepure Vasile, îl găsiți la morții pentru Revoluție, a fost chemat să intervină și să intre în televiziune, deci a parașutat cu câțiva ofițeri din Titu, a parașutat pe televiziunea română și să intre de sus în jos. Tule, Doamne, pentru teroriștii care erau atunci. A intrat în televiziune, a parașutat pe televiziune, a intrat și a fost pușcat și a murit. Eu când am auzit acest lucru, ziceam la mama, nu pot să cred că e trecut la eroii Revoluției și s-aude Iepure Vasile că a murit.
Și ziceam, mamă, nu știu, s-o pocăi, nu s-o pocăi, nu știu. Dar eu cred că Dumnezeu, lucra și în viața lui, pentru că din momentul ăla l-am văzut foarte schimbat. Era un om de fapt liniștit, dar o rămas amprentat și totdeauna discuta cu mine la pertu. Și când eram numai noi, fără alții, nu ne ziceam, vă rog frumos, sau pas de defilare, știți, frații, că treceai în curte, dacă te întâlneai, trebuia să fii, mergi în pas de defilare, măcar trei pași. Până nu, el era liniștit, nu avea nevoie de așa ceva. Și am zis, Doamne, poate ai rezolvat sufletul. Eu mă gândeam să-l chem la nuntă, m-am căsătorit în 90, în luna mai, și mă gândeam să-l chem la nuntă la mine, că a zis că vine, dar n-am mai avut pe cine să chem. Și am zis, nu știu cât îngăduie Dumnezeu peste mine, peste dumneavoastră viața, nu știu, că ești de aici și mai nou vedeți câte se întâmplă în lumea asta, nu ești mai sigur pe nimic, că nu știu. Ar fi păcat să ieși din biserică acum, să se întâmple ceva și tu să mergi în iad, ar fi mare păcat. Să fii la biserică, să ai ocazia să-ți ceri iertare la Dumnezeu, să ai ocazia să-ți faci julințe noi, să ai ocazia să ai și pe deasupra, să ai și această cină, să știți, care e o mare binecuvântare, o mare... Nu puteți să vă imaginați ce înseamnă cineva Domnului, numai cine a trecut pe aici știe. Eu v-am spus, pentru mine asta e ungere, dar trebuie făcută cu călăuzire și trebuie făcută cu cercetare. Adică eu, relația mea cu soția, cu copiii, cum v-am spus, cu frații din biserică, să fie perfectă. De multe ori știți cum noi înțelegem unitatea. Frații au văzut că au citit și au spus să ne rugăm pentru frații în vârstă sau frații bolnavi sau frații care nu pot să vină la biserică, îi frig afară. Să ne rugăm pentru cei care au alte probleme spirituale, de boală. Noi când ne angajăm la o rugăciune de asta, să știți că încă nu e făcută unitatea. Asta e un acord. Ne-am înțeles, ne rugăm toți pentru aceeași problemă. Știți când e unitatea rezolvată? Când eu și cu fratele sunt într-o regățulă a păcii, într-o regătură de dragoste, de iubire, acasă la fel, atunci nu trebuie să zici mare lucru, să zici, Doamne, ai milă de X. Și Dumnezeu ascultă rugăciunea. Dar pentru că nu deja va scrie dacă doi sau trei se unesc, dar ce cât de așa mare lucru să se unească doi sau trei? Păi doi sau trei în prima dată în familie. Deci dacă ăștia doi se unesc, dar pot să nu fie uniți, dar pot, bineînțeles, pot să fie ani de zile să stea împreună, să nu fie unitate, să fie certați, să fie supărați. Dacă doi sau trei se unesc, adică dacă eu am o legătură de pace cu frații, cu cei de lângă mine, și dacă am o legătură bună cu Dumnezeu, să știți, orice cer de la Dumnezeu se întâmplă. Dacă nu se întâmplă, să știți, nu-i îngăduit pentru că nu-i pentru binele meu. Și asta o cred. Dar să știți, Dumnezeu ar face lucruri mari și face lucruri mari cu copiii sinceri, cu cei care sunt sinceri și își recunosc viața, își recunosc păcatele. Cei care merg drept pe căile Domnului, să știți. Eu am mers așa și m-am zis în biserică, nu știu dacă Dumnezeu mai are răbdare cum a avut cu mine cu cineva dintre dumneavoastră, nu știu. Pentru că multe prostii am făcut. Și Dumnezeu de fiecare dată în mila Lui m-a dus pe calea Lui și pentru asta îi mulțumesc. Dar vă îndemn pe toți, tineri, bătrâni, țineți-vă de Domnul. Și avem ocazia astăzi să ne apropiem de Domnul încă o dată. Și ca să fie pentru binele nostru, să știți, trebuie să ne cercetăm și trebuie să dăm la o parte orice supărări. E foarte greu, să știți, e foarte greu. Nu e ușor să vă spun eu, e foarte ușor să vă spun să faceți acest lucru, dar să știți că e foarte greu în dreptul meu să fac lucrul ăsta. Pentru că totdeauna îți greșește cei pe care îi iubești cei mai mult. Cei pe care, sau cel pe care l-ai ajutat cel mai mult, ăla îți greșește cel mai mult. Și normal că ți-e greu. Că dacă mi-ar greși un vecin care la 10 străzi, nicio problemă, dar îți greșește ăsta care e gard în gard cu tine. Și atunci te gândești, Doamne, păi da, ăsta mi-e dator mie, pe ăsta să-l iert. Ăla de la 10 străzi n-am nicio treabă, nici nu mă supără, orice mi-ar face. Dar uitați-vă dumneavoastră, Dumnezeu ne-a dat lecția și a zis, dacă eu v-am iubit și v-am iertat, eu, care era dator să mă iubească Dumnezeu pe mine, era dator pentru dumneavoastră careva, jertfa Lui era datoare niciodată. Dar în mila Lui și în bunătatea asta au făcut pentru noi lucrul ăsta, ca la rândul nostru să facem și noi la fel. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute astăzi aici. Să ne cercetăm și să știți că Dumnezeu ne poate da o binecuvântare să mergem acasă cum n-am venit, să mergem mai buni, mai credincioși, vindecați sufletește, vindecați trupește. Și zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Așa cântăr și vă spun, mi-n sânge fanfara și mai ales basul și când laud ce cântă, mai tare mă pornește pentru că de multe ori bașiștii sunt cam certați la repetiții că cântam și ce nu scrie pe condică. Și îți vine așa o putere și compui tu pe loc și sună foarte bine și nu curși pe nimeni și m-a bucurat când văd că basistul cântă același lucru. Mai cântă și ce nu scrie. E foarte bine, e important să fie lăudat Dumnezeu. Asta e cel mai important, să știți. Cântau surorile și spuneau așa, astăzi nu mai sunt minuni. Să știți că în lume, așa continuă cântarea, astăzi nu mai sunt minuni, lumea va striga. Lumea, da. Dar știți că încă mai sunt minuni? Dar contează viața mea, viața dumneavoastră.
M-a întrebat fratele dacă poate să citească Psalmul 65 și am zis cum să nu poate să-l citească, pentru că se leagă cu ce vreau să vă spun. Vedeți aici câtă bunătate are Dumnezeu și aici vedem ce face Dumnezeu și ce trebuie să facem noi. Sunt multe care le face Dumnezeu, vă citesc pe scurt versetul 9. Tu cercetezi pământul și dai belșug, îl umpli de bogății și de râuri dumnezeiești pline cu apă. Asta face Dumnezeu. Asta e și plan material, e și plan spiritual. Acum, care e datoria noastră? Datoria noastră e versetul 1. Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion. Și împlinite îți vor fi jurunițele care ți-au fost făcute. Asta trebuie să facem noi. Vă mai citesc ca și încurajare, care e datoria noastră. Ieremia, capitolul 9, versetul 23. Așa vorbește Domnul. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui. Cel tare să nu se laude cu tăria lui. Bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ. Căci în aceasta găsesc plăcerea eu, zice Domnul. Spuneți-mi, dacă ar începe Dumnezeu cu judecata, nu cu mila, cât s-a mai rămâne aici? Niciunul. Dar încă Dumnezeu e la nivelul de milă. Nu știu cât ține mila asta, nu știu. Dar stau și mă întreb și un frate a fost întrebat la o conferință a păstorilor. A luat așa pe rând și l-a întrebat, frate, câți membri active ai în biserică? Și a zis fratele foarte repede, a răspuns, toți sunt activi. Activ ce înseamnă? Să nu lipsești de la slujbele din biserică, tot ce anunță biserica, în ce trebuie să, știu eu, să intri, să te încadrezi, să fii de folos bisericii și el a zis, toți sunt activi. S-a bucurat fratele respectiv care a pus întrebarea și a zis, frumoasă biserică. Și atunci fratele a continuat și a zis, câțiva lucră împreună cu mine și câțiva lucră împotriva mea. Deci toți sunt activi, toți fac ceva. Uitați-vă, mi-aduc aminte de copil, v-am zis, am locuit la templu, am locuit la biserică de la 7 ani când Dumnezeu a făcut minunea vindecării mele de cancer și părinții mei s-au întors la Domnul amândoi, cum vă ziceam dimineață. Ce am observat? Securitatea era în biserică. Programul era de la 6 la 8. Dacă depășeam 15 minute peste 8, fratele Crișan, care mai trăiește, a doua zi îl chemea securitatea, vine la noi acasă securistul, un puternicitul care era atunci, Hoinărescu, chema, mi-aduc aminte, era la toate, fratele Bocheanu, fratele Berar, care știu că din zona dumneavoastră și încă mai trăiește, când veneau la conferința păstorilor, era acest Hoinărescu între ei doi. Ce s-a întâmplat? Depășeam programul, venea Hoinărescu dimineață luni, bătea la noi la poartă, locuiam în curtea bisericii, zicea, trimite-l pe Radu să meargă după Crișan, să vină să dea o declarație. Deci ați depășit programul. Mergeam după fratele Crișan, nu stă departe de noi, unde stăteam la biserică atunci, m-am urcat pe bicicletă, m-am dus fratele Crișan, hai că iar a venit Hoinărescu. Știa ce urmează, se urca și el pe bicicletă, vineam un kilometru și ceva, vineam acasă și era o declarație în care trebuia completat. Deci ați depășit programul, pentru că era clar, de la 6 la 8. Scuzele erau, vineau frați musafiri din Moldova, din alte părți, frații musafiri nu știau, așa se scuzau în declarație, nu știau pentru că trebuie să se încheie fix la 8. Și din cauza asta ne-am permis să facem lucrul ăsta, ne cerem scuze. Semna fratele Crișan, semna tatăl meu ca martor și semna Hoinărescu și o dădeau la mai departe. Stau și mă gândesc acum, putem sta până dimineață. Nici o treabă. Dar știți că războiul care a fost afară acum e înăuntru? Deci atunci era război afară. Frații erau adunați înăuntru, erau foarte uniți. Acum războiul afară nu mai există. Poți face ce vrei. Poți să ieși în piață dacă vrei, îți cer numai aprobare, plătești ceva și poți să cânți cu fanfara. Am fost și am cântat cu fanfara în multe orașe și am făcut evangelizări cu frații de la noi și poți face orice. Dar problema știți ce? Acum războiul înăuntru. Acum nu se mai înțeleg doi cu doi. Acum ați probleme de ce cântă numai aia și nu cântă ăștia la alți. Acum eu vă spun la o biserică mare de 1300. De ce predică numai aia și nu predică aia la alți? Și uite așa ne dăm cap în cap și uităm că din cauza asta Dumnezeu nu mai stă între noi. Nu mai există unitate. Nu degeaba zicea David. Și n-am înțeles, ani de zile n-am înțeles. Ziceam Psalmul 122, versetul 1. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului.
Cum adică să vii cu bucurie de acasă? N-am înțeles. Cum e aia să vii cu bucurie de acasă? Știți ce am înțeles eu? Am înțeles că bucuria trebuie să-mi aducă fanfara, frații care cântă, surorile care cântă, frații care predică. Eu vin cu toate problemele mele la biserică, nerezolvate, mă pun pe bancă și așa trebuie să se producă o atmosferă încât eu să scap de toate. Așa am înțeles. Dar uitați ce zice David. Mă bucur că mi se zice, haidem la casa Domnului. Adică tu vii cu bucurie de acasă, toate problemele le-ai rezolvat acasă și când intri cu bucurie în Sion, să știți, să schimbă problema. Deja Dumnezeu se coboară, deja Duhul e acolo, deja unitatea se face și Dumnezeu vorbește. Dar pentru că ne-am schimbat și deja nu mai mergem noi în lume, dar lăsăm lumea să vină la noi. Deja începem să copiem unele lucruri și să zicem, e voie și asta și asta. Din cauza asta, știți, a început răceala și a început Duhul să se depărteze. Zic ca Dumnezeu să vă ajute și pe dumneavoastră aici și pe noi la Cluj să mergem drept pe cărările Lui. Să nu ne abatem nici la stânga, nici la dreapta. Pentru că e o vreme în care vă spun, e o mare binecuvântare și un belșug în toate domeniile. Dar știți ce? Din cauza că ne merge prea bine, uitați că uităm de Dumnezeu. Așa au fost și în vechime, așa au fost și părinții noștri. Așa au fost toți. Când au dat de bine, au început să uite de Dumnezeu. Dacă cântarea care așa m-a dus un pic și m-a făcut să înțeleg mai bine ce vreau să vă spun, astăzi nu mai sunt minuni, lumea va striga și zice tot mai jos, zice Dumnezeu e neschimbat. Vă spuneam dimineață că din 97 până în 2001 am lucrat la o firmă în care răspundeam de parcă auto și de depozitele din Ardeal. În 2001 a venit un nou director și firmele astea de vânzări, lucram atunci, era înghețată Delta. Acum mai Nestle, s-au făcut o fuziune și s-au unit cu Nestle. Și a venit, în fiecare an se schimba directorul de vânzări. Noi nu aveam treabă cu depozitele, cu distribuția. Dar după 4 ani a venit un director nou la firmă și a zis, cine răspunde de depozite, să vină să vorbesc cu el. M-am dus, m-a prezentat și a zis, nu știu cum se face, dar tu n-ai studii superioare, ai liceu terminat, bacul luat, dar nu ai studii superioare. Tu nu ai voie să conduci firma și să faci inventare, n-ai voie să faci comenzi, pentru că după lege nu-i voie, trebuie să ai studii superioare. Dacă vrei să mai rămâi în firmă, rămâi ca și gestionar și cu salariul de jumătate. Aveam atunci salariul 4 milioane, cum era atunci, dacă știți. 4 milioane erau bani mulți pe vremea aceea, 97. O mașină de serviciu, un telefon, 1 milion protocol la înghețată, să o dau unde vreau și cum vreau, numai să rezolv toate problemele. Era un serviciu super, super pe vremea aceea. Când am auzit lucrul ăsta, vă dați seama, m-am supărat, m-am necăjit și am zis, după ce că mi-am neglijat familia 2 ani de zile, vă spuneam dimineața că mergeam la Târgu Mureș în fiecare zi pentru, acolo era depozitul central și acolo se aduna înghețata și se făcea un stoc care după aia se împărțea pe județe. Am început așa să mă gândesc și am zis, bun, îmi dau demisia, n-am cum să stau la muncă și mai multă și cu salariul mai mic, asta e. Am venit acasă foarte supărat și am zis, cât trăiesc, eu nu mai găsesc servici din ăsta. Mă gândeam, niciodată nu o să mai să-mi fac eu programul cum vreau. Chiar dacă eram plecat, vă spun, nu umblam la salariu, n-am umblat 2 ani de zile, n-am știut ce e la card, pentru că mă descurcam din protocolul de la înghețată. Și am zis eu, nu mai găsesc servici din ăsta niciodată. Am ajuns acasă, am început să iau ziarul, să caut în ziarul Piața de Cluj, să caut așa și să mă înscriu undeva la un interviu, să-mi caut un serviciu. Soția mea a venit acasă de la servici, eu eram în bucătărie, citeam ziarul pe o dormeză și a venit și a pus salariul pe... avea 2 milioane salarii atunci, a pus salariul pe masă și am văzut că face un lucru. 200 de lei pune într-un colț pe masă și începe cu restul. 400 de mii, cum era atunci, cum ar fi acum 40 de lei, ăștia trebuie să-i plătim la curent, ăștia trebuie să-i plătim la apă, ăștia la gaz. Când au ajuns la final, nu i-au ajuns banii. Dacă aș mai avea 200, aș plăti la mama datoria. Atunci eu am vrut să-i spun ceva, că am văzut că de ăștia 200 de lei nu au zis nimic când i-au pus în colț. Ăștia nu zice nimic. Și am vrut să zic și parcă cineva mi-a tras o palmă, nu puteam să vorbesc. Din pat să-i spun ei, la masă, era la masă, nu puteam să-i spun ce faci cu aia 200, că aia 200 nu e băga nicăieri și cu aia 200 te-ai rezolvat și ți-ai rezolvat datoria care o ai. N-am putut să spun nimic. Cineva mă ținea de gură. Am citit în continuare, mi-am găsit, ea și-o rezolva banii, mi-am găsit 3 firme la care să mă duc. Mi-am scris un CV, l-am dat pe internet. Asta a fost luni.
M-au sunat marți și au zis, dacă puteți să veniți la interviu vineri. Toate trei firmele au zis că vineri, de la ora 3 la 4, eu le-am zis că pot după masă, dar să nu fie că m-a sunat prima firmă azi la ora 3. Ok, la ora 3. Următoarea m-a sunat, am zis, nu pot numai de la 4. M-a sunat a 3, am zis, pot de la 5. Toate au aprobat și au zis, e foarte bine. Era o săptămână de rugăciune, cum urmează la dumneavoastră de mâine. Eu am trimis un bilet în față și frații l-au citit și am zis, vă rog frumos să mă ajutați într-o rugăciune ca Dumnezeu să-mi dea un loc de muncă. Nu mă gândeam eu că o să fie extraordinar sau că va fi mai bun ca ăla niciodată. Am dat biletul, frații l-au citit, m-am semnat, ne-am rugat să-mi dau toți cum am pierdut acel loc de muncă. Asta a fost marți, miercuri, joi, vineri. Vineri m-am dus la interviu, la prima firmă. Era o firmă de instalații Pro-Install din Cluj, care e și acum. Și mi-a zis, domnule, uitați ce s-a întâmplat, de unde veniți, cum s-a... I-am spus tot, pentru că nu am studii superioare, mi s-a luat postul și... Și a zis, la noi nu trebuie să aveți studii superioare, dacă vă descurcați în gestiune și ăsta, uitați, la noi, de fapt, materiale vin foarte multe care merg pe șantier, nu mai vin în gestiune la dumneavoastră, numai dumneavoastră trebuie să faceți actele. Ce salariu v-ar motiva? Eu venind de la 4 milioane, am zis eu 3 milioane. Au zis, nicio problemă, vă dăm 3 milioane și poate mai încolo, dacă vă descurcați, puteți să și avansați și chiar să se va mări salariul. Vă plătim abonament de autobuz, aveți bonuri de masă. Eu am zis, ok, mulțumesc. Zice, sunteți de acord? Zic, nu vă pot să vă dau un răspuns. Acum mai am două interviuri la două firme. Și după ce termin cu alea, eu vă sun și vă spun. Păi ce, n-am înțeles, dacă eu îți ofer ce vrei, de ce mai mergi la două firme? Zic, Doamne, nu vă supărați, eu am promis lui Dumnezeu că nu mint. Și dacă prin telefon i-am spus să mă aștepte, eu nu vreau să le stric programul la oamenii ăia, să mă aștepte la interviu și din cauza mea știu eu să se încurce lucrurile. Și a zis, bine, du-te, dar te rog frumos să ne suni. M-am dus la a doua firmă, cam în același domeniu, mi-au oferit 3 milioane jumate, muncă mai puțină decât la prima. Tot așa le-am zis, mulțumesc, sunt de acord, chiar sunt foarte mulțumit, mă mai duc la o firmă și dacă ăsta vă sun și vin la dumneavoastră. Zic, dar de ce mai mergi? Tot același lucru. Și am zis la fel. Am promis la Dumnezeu că nu mai mint și de-aia mă duc și la ultima firmă și după aia vă sun și vin la dumneavoastră. M-am dus la a treia firmă, am intrat în birou, m-a poftit să șed pe scaun și a zis, cu ce ocazie, cum de ne-a ales pe noi? Zic, nu v-am ales pe dumneavoastră, m-am uitat în ziar, am găsit ceva ce mi se potrivește și i-am spus cu ce motiv și cum am ajuns să nu am servici. Zice el, după aia, zice, ce salarii te-ar motiva? Știind că la mine ai o gestiune de câteva miliarde, sunteți 5 băieți cu tine 6, răspunderea e foarte mare. Și eu i-am spus că am avut salariu 4 milioane, am zis 3 milioane, 3 milioane jumate. El o râs pe scaun, patronul, și a zis, mă băiatule, la mine femeia de servici câștigă 3 milioane, care n-are nicio răspundere decât să ia aspirator o dată pe săptămână, să ia câteva căni de cafea să le spele, și îi plătesc autobuz și îi plătesc tot și are 3 milioane pe lună. Nu are nicio răspundere. Acum tu la câte miliarde am eu pe cap aici? Cum să-ți dau 3 milioane? A început să mi se tremure așa picioarele pe scaunul, că n-am auzit patron care să cer tu ceva, să zic el, ce ăsta e salar? Că mi s-a părut așa, ceva nu e în regulă cu ăsta. Ori pocăit. Cam rar se întâmplă la pocăiți, dar așa m-am șocat. Și atunci am avut curaj să zic, nu vă supărați, dar ce faceți cu restul? Că eram 8 pentru postul ăsta care așteptau. Eu eram primul atunci. Deci nu-ți face probleme că în 5 minute termin pe toți. Eu am vorbit cu el cam o jumătate de oră. Și am zis, uitați ce s-a întâmplat. Eu n-am crezut că îmi găsesc așa repede servici. Și din cauza asta eu m-am înscris la un curs pe calculator, operator pe calculator, să-mi stau degeaba, măcar să mai învăț ceva la calculator, pentru că generația noastră n-avea de unde să învețe. Și zic, eu m-am înscris și cursul durează o lună. Și abia acum l-am început de 2 zile. Asta fiind miercuri, m-am scris la cursul respectiv. Și acum, ai păcat că l-am plătit. Zice, mă băiatule, tu te duci și îți faci cursul și când ți-ai terminat cursul, vii la servici. Dar tu ești plătit de mâine dimineață. Așa m-am șocat și am zis, Doamne, nu înțeleg. Adică cum? Eu nu mă duc la servici 3 săptămâni și pe mine să mă plătească de mâine dimineață. Început așa să tremur pe scaun. Și au zis, nu-ți spun salariul, o să-l vezi. Dar nu o să fie cât ai zis tu. Du-te, fă-ți cursul de calculator și când termin, vii la servici. Așa m-am șocat. Vă dați seama ce bucuros am fost. Am sunat cele două firme și am zis mulțumesc de locul de muncă care mi l-ați oferit. Puteți să-i luați pe următorii, că mi-am găsit ceva peste ce mi-ați oferit dumneavoastră. Deci am știut că așa se întâmplă, zis una dintre firme.
M-am dus la biserică tot fugind. Era ora 5:30. La ora 6 începea biserica. 6 fără ceva. Am intrat în biserică, am scris un bilet și am zis mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a ascultat rugăciunea cum nu m-am așteptat. Era fratele Costel Șofronie, care e unul din păstorii bisericii, a citit biletul, l-am semnat. Biserica a făcut o rugăciune de mulțumire și vă spun așa, m-am bucurat și am zis, m-am rugat, am cerut ajutorul bisericii, dar am și mulțumit lui Dumnezeu și am fost așa împăcat, liniștit. Asta a fost vineri seara. Sâmbătă dimineață, pe la ora 3-4 dimineața, 3 și ceva dimineață, am auzit o voce în casă. Copiii erau mici, dormeam împreună cu copiii, aveam așa paturi supraetajate și am auzit o voce, Radule, dar foarte liniștită, foarte, nu te sperii, nu sar să... Am auzit, zic, mă, am halucinații, cine știe, nu, era liniște, copiii dormeau, soția mea la fel. Am pus iară capul să adorm, iar am auzit, Radule. Pentru când am auzit a doua oară, mi-am dat seama că cineva mă cheamă. M-am ridicat, văd că copiii n-aud și nu aude nimeni, m-am ridicat din pat, am ieșit și m-am dus în camera vis-a-vis, care era o cameră mai mare, unde nu se dormea, era mai mult de primire de oaspeți. Și m-am pus așa pe canapea și am auzit din nou Radule. Și atunci am zis, da, Doamne. Și așa cum vorbesc cu dumneavoastră, știi de ce ți-am rezolvat problema locului de muncă? Și atunci am zis, da, știu. Am chemat ajutorul bisericii și ți-am și mulțumit, Doamne, cu biserica. Și o zis, nu de aia. Ce din cauză că soția ta o știu să facă deosebire între banii mei și banii ei. Atunci m-am cutremurat, m-am pus pe genunchi, n-am mai stat în fund, pe canapea, m-am pus și am început să plâng. Mi-am adus aminte ce am vrut eu să-i spun de aia 200 de mii, care i-ai pus în colț din 2 milioane. Am să zic, dă-i și pe ăștia și am terminat datoriile. Dar cineva m-a oprit să tac, poate chiar o influențam. În momentul când am auzit asta, m-am pus și v-am spus, m-am pus pe genunchi și am început să o plâng. Și ce trebuie să spui bisericii lucrul ăsta? Și am zis, Doamne, nu mă pune pe mine să zic asta în biserică, că trebuie să dovedești. Știți ce mi-a zis vocea? Zice, deschide la pagina 920. Puteți să deschideți toți. M-am ridicat, am luat Biblia și am deschis-o și o zis număr înainte. E 920, Maleachi, capitolul 4 și se încheie Vechiul Testament. Și am zis 920, nimic, e Noul Testament, prima pagină, nu e nicio numerotare, nimic, 921 nimic, 922 nimic, 924 apare deja Evanghelia după Matei, capitolul 2. Și zice, ai înțeles ceva? Și am zis, nu, mai număr o dată. Am venit înapoi și am făcut așa, 920, și acum am zis cu gura, 921, 922, 923, 924. Zic, înțeleg, dar văd că nu sunt numerotate, dar nu sunt... Deci fac parte din numărătoare, dar nu sunt numerotate. Deci spune bisericii că aici nu sunt două cărți, una singură. Aici nu începe, dacă ar fi o nouă carte, Noul Testament, care să nu fie legat de vechiul, automat ar începe de la 1 sau de la 0. Niciodată nu s-ar continua. Luați dumneavoastră orice carte. Și o să vedeți că dacă e alt compozitor sau alt scriitor sau altă carte care nu face din prima parte, începe iară de la 0. Ăsta nu e un titlu Noul Testament. Dacă eu rup pagina asta de aici, dacă o scot afară, am scos o filă din Biblie, să știți, care e la numărătoare. Deci chiar dacă vedeți că nu scrie nimic numai Noul Testament, face parte din întreg. Deci aici nu-s două cărți, una singură. Și am zis, da, Doamne, da, mai zi-mi ceva. Deschide la 798, vorbea cu mine cu pagini, să văd că fiecare are valoare în Biblie. 798, e plângerea lui Ieremia, zice versetul 18 și 19. Domnul este drept, căci m-am răzvrătit împotriva poruncilor lui. Ascultați toate popoarele și vedeți-mi durerea. Feciorii și tinerii mei s-au dus în robie. Mi-am chemat prietenii, dar m-au înșelat. Preoții și bătrânii mei au murit în cetate, căutând hrană ca să-ți țină viața. Am stat așa un pic și am meditat și am zis, Domnul e drept, numai problema e, noi nu suntem drepți. Ne-am răzvrătit și am zis, nu, no, e Noul Testament, dacă nu e Noul Testament, zecioala n-are nicio treabă cu noi. A fost atunci. Și uitați că cu cetatea care îi, bătrânii care au rămas, vedeți că tinerii noștri toți se duc. Cu bătrânii, cu țara asta bogată, poți să mor de foame. Dar și în biserică poți să mor de foame și acasă. Și am zis, dacă nu împlinim legile și poruncile Domnului, așa m-a luminat Dumnezeu, poți să mor cu țară, cu bogăție, cu tot ce ai. Și am zis, Doamne, înțeleg.
Zice, te duci și spui la Istrate ce ți-am spus. Dacă îl știți pe fratele Nelu Istrate, a fost la noi prezbiter în biserică, acum ai plecat în Australia ca și pastor. Te duci și spui la Istrate ce ți-am spus. Și am zis, da, Doamne, din momentul ăla n-am mai auzit vocea. Am stat pe genunchi până dimineață. Dimineața a venit soția, a văzut că lipsesc din pat. Ce s-a întâmplat? N-am putut să-i spun absolut nimic. N-am putut să-i spun până nu mă întâlnesc cu fratele Istrate. În momentul când Dumnezeu îți dă un ordin sau ceva, așa ars pe dinăuntru, încât nu te poate opri nimeni, nici nu te poate deraia nimeni. Vă spun, am început, m-am îmbrăcat, am luat toate Biblele care le-am avut în casă, să văd dacă pușcă filele, la fel erau toate. M-am îmbrăcat și am început să mă plim prin curte până la ora 8. La ora 8, soția mi-a zis, mă, Radule, hai spune-mi ce sunt, nu pot să spun, trebuie să vorbesc cu Istrate și după aia îți spun. Hai să bei un ceai, nu pot nici să bag în gură nimic, până nu vorbesc cu Istrate. La ora 8, 8 și ceva, mi-am permis să ies din casă, să mă duc la fratele Istrate pe jos, stătea la două străzi de noi. Am bătut la ușe, era plecat la servici, era de noapte, vinea numai în ziua care eu m-am dus dimineața, la ora 2 ieșea de la servici. Era un fel de 48. Era sora Semida, poate știți, care cânta la acordeon, sora Semida Bordea. Era soția lui, fostă Semida Bordea. Și a zis, Radule, da, poți să-mi spui, dacă vrei, poți să vină într-o să servești un ceai. Zic, mulțumesc, zic, l-aștept Nelu, mă duc acasă și mă întorc. Dacă zici că pe la ora 2 vine, vin înapoi și atunci vă spun. Dar până atunci nu pot să spun nimica. M-am întors acasă, n-am putut să intru în casă. M-am plimbat în curte, în grădină, așa încă 6 ore, 8 ore. Tot așa m-am dus în spate, am venit în față și mă tot frământa cuvintele astea. Ce mare, mare Dumnezeu! Și îți spun, nu poți să taci, nu poți să te oprești, nu poți să te oprești din lucrarea asta să zici, de pace, că îmi faci altă dată. Nu există așa ceva. Când Dumnezeu îți vorbește, ars complet. Când s-a făcut ora 2 fără ceva, mi-am permis și am zis către copii, vă spun, și copiii nu puteau să vorbească cu mine, că nu puteam să vorbesc nimic cu ei. Am zis, nu mă întrebați nimic, că vă spun mai încolo. Mama cu care locuiam atunci, la fel, zicea, ce s-a întâmplat, dar cum nu pot să spun, mi-a zis ceva Domnul, până nu vorbesc cu fratele respectiv, nu pot să vă spun. Când Dumnezeu îți dă așa o poruncă și așa un lucru, vă spun, arzi de nu poți să faci ce vrei. M-am dus la ora 2, încă nu era sosit fratele, erau copiii și sora acasă. M-a servit cu ceai, l-am lăsat acolo, am zis, când vine Nelu, luăm și ceaiul, până atunci nu pot să bag nimic în gură. A venit fratele Nelu pe la 21:15, a intrat în casă, am dat mâna cu el. Și am zis, frate, Istrate, azi noapte Dumnezeu mi-a vorbit și îți spun ce mi-a zis să-ți spun. Eu am început cu locul de muncă, cu tot cum s-a întâmplat, ce v-am zis până acum, i-am zis tot. Și zic, Dumnezeu mi-a zis prin voce să spun ție lucrul ăsta. Asta s-a apucat de plâns, fratele Istrate, și o zis, Radu, asta era sâmbătă dimineață, sâmbătă la miază, ora 2. Eu mâine dimineață sunt programat la predică, la Carpați. Și textul din care îi Maleachi, capitolul 4, în care e vorba despre zeciuială. Și zice, dacă Dumnezeu ți-a spus asta, trebuie să spui tu predica. Și am zis, Nelu, Dumnezeu mi-a zis, ți-o zic eu ție. Nu, zice, tu o spui. Zice, da, eu nu sunt pe programarea bisericii. Zice, nu e nicio problemă, eu mă ridic și spun, fratele Radu va predica în locul meu. Dacă vrei să iei ceva notițe sau ceva, zic, nici peste 100 de ani nu trebuie notițe la lucrarea asta, pentru că când îți dă Dumnezeu ceva, nu trebuie să notezi, că nu uiți niciodată. Și am zis, bine, Nelu, dar poate ar fi bine să anunțăm frații. Zice, nu trebuie să anunț pe nimeni, lucrarea Duhului Sfânt nu trebuie anunțată. Zice, mâine dimineață ne rugăm, până dimineață, stăm în post și în rugăciune și dimineață când eu la anvon, am să te chem pe tine și continui tu și spui bisericii. Ce s-a întâmplat? Am mers acasă, am început să spun copiilor, soției, ce s-a întâmplat, au plâns și s-au bucurat și au zis, n-am crezut că asta o să fie. Și am zis, le-am spus, niciodată când Dumnezeu îți dă ceva, vă spun, arzi, nu contează unde trebuie să ajungi, ce trebuie să faci, trebuie să împlinești lucrarea aia, altfel nu poți să trăiești, vă spun. Așa te arde pe dinăuntru. Bineînțeles că a fost o mare bucurie în biserică și vă pot spune că biserica Carpații e cea mai bogată din Cluj. Am început să vină zeciuielile la biserică, cum nu vine niciodată. M-am dus la servici după 3 săptămâni. M-am trezit cu un salar de 6.500.000. Pe 2 săptămâni era că se dă avans și salar. Pe 2 săptămâni. Mi-am rămas șocat. Și am zis, Doamne, cât ești Tu de drept? Sunt în firma asta din 2001. Acum se împline 16 ani în luna aprilie. Dumnezeu așa m-a ajutat și mi-a dat înțelepciune la servici încât am ajuns să fiu peste ei. Am o mașină de servici, ca și înainte, cu care mă pot deplasa oriunde. Am un salar foarte mare. Și toate facilitățile care le-am avut dincolo aici s-au dublat. Și am zis, Doamne,
Eu n-am făcut nimica, să zic, să fac ceva deosebit. Dar dacă soția mea, care, să zic, gestionează banii, o știu să-și facă partea, și Dumnezeu și-o face. Și dacă vedeți, și mi-am pus problema și am zis, Doamne, cât ești Tu de drept? Hai să citim din Maleachi, capitolul 3. Capitolul 3, versetul 6. Căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. De aceea voi, copiii lui Iacov, n-ați fost nimiciți. Din vremea părinților voștri, voi v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi. Zice Domnul oștirilor, dar voi întrebați, în ce trebuie să ne întoarcem? Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi? Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi un belșug de binecuvântare. E valabil? E valabil. Acum, important dacă are cu cine să facă Dumnezeu lucrarea asta. Sunteți mult tineri aici. Mai am așa o experiență care am tot cu soția mea împreună. Lucrând într-un domeniu puțin toxic, la prepararea unor vopsele, mai ales prepararea vopselelor auto, sunt foarte toxice. Chiar dacă astea pe bază de apă, sunt mai periculoase pentru organism, pentru că cele pe diluant te pișcă ochii, te pișcă gâtul și știi, ajunge, dai drumul la ventilație sau faci ceva sau nu le mai produci. Dar în momentul când îți cele pe bază de apă, nu știi nimic, e foarte bine pentru atmosferă, dar pentru organism e foarte periculos. Și lucrând în domeniul toxic, mi-au crescut mult trigliceridele. Am spus patronului lucrul ăsta și el a zis, nicio problemă, scoatem vopselele auto și lucrăm cu restul. Numai ca tu să fii mai bine. Și un coleg de-al meu, auzind lucrul ăsta, a zis, dacă vrei, uite, știu un oraș, un doctor care e și duhovnic. M-am gândit, când zicești duhovnic, am să stea un om temător de Dumnezeu. Care e și duhovnic și îți dă o rețetă, nu trebuie să-i spui nimic ce ai, el se uită în ochii tăi și spune diagnosticul, spune tot și îți dă o rețetă naturală care, uite, eu am scăpat să nu mai fiu operat de fiară. Am zis, bun, cum facem? Zice, trebuie să ne schimbăm, dar vine peste 2-3 luni rândul la el. Așa de mulți pacienți are. Și am zis, bun, înscrie-mă Marius și pe mine și înscriu și pe soția mea. M-am gândit că e cadrul medical, să vină cu mine să vedem ce ne spune. Le-am înscris, o dura 2 luni și ceva. După 2 luni și ceva eram programat la ora 2 la miaz. M-am dus cu soția la ora 2. Așa de mult s-o dus înainte, să zic, atâția pacienți și atâta s-o ocupa de ei, încât am stat până la ora 6. Numai la ora 6 am apucat să-i întreb înăuntru. Nu m-am gândit de ce poate să fie acolo. În sala de așteptare erau mulți care așteptau, toți citeau tot felul de cărți, de romane. O liniște de plină. Numai eu cu soția nu citeam nimica și mă dat seama, îți dă diavolul putere să stai în picioare 6 ore. Ea stătea pe scaun, era un singur scaun gol, eu stăteam în picioare. Tot așteptam să vedem ce se va întâmpla. Am intrat înăuntru, ne-a poftit înăuntru, ocupați loc. Zice, să fim politicoși, să începem cu doamna. Zice, doamnă, zice, n-ați mai fost la mine niciodată, ce uitați-vă drept în ochii mei. El era o masă între noi, soția mea s-a uitat în ochii lui și a zis, el, ce religie aveți? M-am speriat și am zis eu, dar ce legătură are religia cu diagnosticul? Și a zis, trebuie să-mi spuneți religia. Și am zis, penticostali. Pus lupa jos, că cu lupa s-a uitat în ochii ei. Pus lupa jos așa supărat și a zis, nu mai putem continua. Și am zis, dar de ce nu mai puteți continua? Păi zice, nu pot să vă ajut cu absolut nimic. Și atunci am văzut că pe masă avea niște calendare, așa înguste și lungi, și am văzut semnul zodiei pe ele. Și mi-am întins mâna și am vrut să pun mâna să trag un calendar să văd că acolo era trecut, dacă ești din luna cutare, ce alimente îți folosești cel mai bine sau după grupa sanguină. Și când am pus mâna să pun pe ele, au zis, domnule, nu pune mâna pe ele, că nu te ajută cu nimic, n-are rost să le citești. M-am socat și am zis, bun, și
Eu acum ce vă spun, eu n-am venit pentru soția mea, am venit pentru mine. De fapt, nu e problema, eu sunt, dar am luat-o cu mine și am zis că îi plătesc și ei. Consultația era 1 milion. Zic, am zis că îi plătesc și ei consultația, dar vă rog, uitați-vă în ochii mei, nu vă uitați la ea. Și zic, domnule, nu putem continua, sunteți de aceeași religie, nu am cu ce să vă ajut. Și atunci am început Dumnezeu să mă lumineze și am zis, ăsta lucrează cu ceva necurat. Și de-aia vreau să vă spun tinerilor ce vă poate aștepta. Și atunci am zis, dar cum mă puteți ajuta altfel? O zis, dacă te lepezi de credința ta. Și ce-mi garantați? Că acum am început să vorbesc, mi-am dat seama că vorbesc cu un duh. Și ce-mi garantați? Zice, te vinde-te boala care o ai. Și am zis eu, eventual mi-o luați și îmi dați alta. Nu există dracul să se scoată afară pe el. Deci îți ia boala de ficat și ți-o dă la cap. Îți ia boala de ficat, ți-o pune la inimă. Îți ia boala de ficat, îți blochează rinichii, ceva îți face. Și atunci m-am luminat repede și băiatul care m-a trimis de la firmă la el, e IT-istul firmei, care e un băiat foarte liniștit. De fapt, ăștia sunt foarte calculați așa. Și chiar dacă el a fost scăpat de operația de la fiară dintr-un băiat super liniștit, acum e cel mai nervos din firmă. Asta am observat și repede m-am luminat atunci și am zis, măi, e clar. Deci la asta i-au luat boala de fiere și i-au dat una la cap. Nu suportă să-i zici nimic că s-a întâmplat. Dacă zici ceva, s-a blocat calculatorul, el primul lucru ce ai apăsat, ce ai făcut, dar acolo în firmă nu suntem copii ca să nu știm porni un calculator. El e deja foarte agitat, foarte nervos și îl vedem cum îi. Nu poate conduce mașina la drum întins, datorită agitației. Atunci m-am luminat pe scaun și mi-am gândit, mă, ce s-a întâmplat cu Marius dacă a ajuns aici și uite unde a ajuns. Și am zis, bun, cum începem? Și au zis, vă lepădați de credința dumneavoastră și vreau să vă dau niște romane care să le citiți, începând de la Burebista la Decebal, pentru că aia e religia strămoșească și aia e religia veche, nu ce o aveți dumneavoastră. Dar zic, totuși, avea o cruce pe perete și avea o Biblie pe masă. Și am zis, totuși, dar nu e bine dacă citești Biblia. O zis, nu, pentru că la Biblie n-ai cum să ajungi să o înțelegi până nu citești romanele respective, până nu citești religia veche. N-ai cum să te atingi de Biblie, că nu înțelegi nimic. Și am zis, domnule, nu vă supărați, eu nu cred lucrul ăsta, dar de lepădat nu mă leapăd. Dar nici nu cred că m-ați putea vindeca dumneavoastră. Asta a fost 10-15 minute, a fost dialogul ăsta. Și au zis, cum vreți dumneavoastră, dacă ascultați de mine și faceți ce vă spun, vă garantez că vă vindec de boala care aveți. Zic, mulțumesc, nu cred că mă vindecați, cred că mi-o mutați în altă parte. N-am mai plătit 1 milion, am zis cât ne costă, au zis 50 de lei, am dat 50 de lei și am ieșit cu soția afară. Dacă alții stăteau cu orele, stăteau o oră și ceva la o consultație, ne-am stat 10 minute maxim și era joi seara și știu că era biserică de la 6 și soția mea zice, mă, ce fraiere am fost, puteam să mergem la biserică, zic, mergem acum la biserică. Că mai multe face Dumnezeu decât oamenii ăștia falși. Să știți, feriți-vă de zodii, feriți-vă, văd acum la calculatorul, lucrez și eu în domeniu și văd că apar orice site intri, apare pe margine, cu cine vrei să te căsătorești, îți dau ei soluția. Dacă vrei să știi în viață cum îți merge, ce să faci, ce să nu faci, apar zodiile. Ascultați-mă, feriți-vă pentru că găsiți în Biblie urăciune înaintea lui Dumnezeu lucrul ăsta. Să știți, eu am văzut în biserică, stăteam odată în balcon și am văzut la o soră în geantă, erau, știți că este ziarul AS, care cu plantele și mai este un ziar cu zodii, așa mic, A4-i cola. Și am văzut la această soră în geantă și m-am uimit și am zis în biserică să vii cu zodie. Nu mă mir că Dumnezeu nu face lucrări, nu mă mir. Am avut așa o lecție și am zis, Doamne, cât ești Tu de bun și câtă răbdare ai cu noi. Aveți mare grijă, tineri care sunteți aici. Niciodată să nu apelați la aceste lucruri, aceste servicii care scăvăleagă. Și vă spun un alt experiment cu fratele Mesaro și cu frații din grupul de rugăciune din care facem parte. Ne-am trezit cu o familie într-o seară, cu câtva timp în urmă, cu un an și ceva. A venit o familie la noi la grup și a zis, fraților, vreau să ne ajutați într-o rugăciune pentru fiica noastră. Nu ne-a zis mare detalii și mari lucruri. Ne-am rugat și fratele Viorel, care are vedenii de la Domnul, cu da și amin, o zis, sora, am văzut în casa dumneavoastră un steag scris în arabă, un steag negru și scria în arabă pe el. Această soră s-a apucat de plâns și a zis, dar de unde ne cunoașteți familia? Ce nu, erau de la frații baptiști, nu ne cunoaștem, nici nu știam cine e. Fratele Viorel chiar că nu știa de în ce biserică face parte. Deci haideți să vă spunem ce s-a întâmplat. Fiica noastră a început să corespondeze pe internet cu un arab, așa, discuții libere. Până a ajuns să fie deposedată de el, el în altă țară, ea aici, dintr-o fată silitoare la școală care mergea la facultate și era printre primii, a ajuns să stea în geam 12 ore cât ține ziua, stă și se uită în zare, nu mănâncă, nu învață, nu doarme. Seara,
când se stinge becul, ea stă și se uită la lună și la stele. Deci asta e de o săptămână, nu mai poate sta în picioare. Deja avem probleme cu ea, au slăbit foarte tare, mănâncă cu forța și mănâncă foarte puțin. Și tot asta stă în zare și se uită afară și nu mai merge la școală. Când am auzit lucrul ăsta, am început să ne mai rugăm și tot fratele Viorel a avut vedenie că erau niște cercuri deasupra capului, două cercuri, unul deasupra capului, unul deasupra ochilor și unul pe piept. Și a zis așa, ne rugăm încă o dată și să mustrăm duhurile astea. Fratele Mesaroș, care are împuternicire de la Domnul, a făcut lucrul ăsta, dar a rămas un cerc care trebuia să-l dea familia jos. Trebuia mărturisire, trebuia apropiere de Domnul, ca să fie dat complet acest cerc jos. Acum spuneți-mi mie, această fată nu a mers nicăieri, să zic, să iasă din casă, să intre într-un club sau să facă alte lucruri, ci a stat pe internet și a început să discute cu cine trebuie și cu cine nu trebuie. Vedeți cât e de mare puterea demonică. Dacă nu suntem vegheatori, dacă nu sunteți atenți, poate să vă prindă și vedeți că te pui în pat și filmele care, vă spun iară, sunt un pericol extraordinar, filmele care le vedeți. Toate te pun pe gânduri și începi și te gândești și te gândești și te gândești, nu doar noaptea, și ai vrea să fie așa în realitate și nu în realitate. Deci credeți că sunt foarte mulți care doresc să se sinucidă, pentru că lumea în care ei devin după film, după ce se termină filmul, lumea în care vin ei reală, nu e reală. Deci se pare că e altceva. Și am zis, să aveți mare grijă. Cel mai important lucru e să citiți Biblia. Și vă spun și o experiență cu Biblia. Nu de mult, eu mă tund de copil la gara unde am locuit, vă spuneam, la biserică, mă tund la aceeași frizerie de 30 de ani. S-a întâmplat când frații au zis, uite, trebuie să mergem într-o seară de rugăciune la niște frați undeva și zice, dacă poți să vii cu noi. Zic, ies la ora 4, dar ar vrea să mă duc să mă schimb, ce nu mai e timp, că trebuie să mergem pe mure. Și zice, grăbește-te, dar nu mai ajungi acasă, îmbracă-te de la servici să fii îmbrăcat de biserică. Și m-am gândit, totuși, ies eu un pic mai repede, mă duc și mă tund. Fratele Marius, care umblă în Cluj, știe, în piața Mărăști, este o frizerie lângă Tabita, lângă cel cu secă în Tabita, este o frizerie Dana, coboră pe niște scări, frizerie mică. Am intrat pentru prima dată în locul ăla și m-am pus pe scaun, m-a poftit o doamnă, m-a poftit, i-am zis cum să mă tundă și am văzut o broșură care avea pe masă, care era trecut așa, cum să învingi depresia. Când am văzut titlul, m-am așa interesant titlul și am zis, nu vă supărați, e bună cartea. Deci, domnule, asta e cea mai slabă din care am citit, asta e a treia care o citesc, asta e cea mai slabă. Deci acum îmi permit să-mi spuneți că e o boală actuală a secolului și tare aș fi curios dacă, cu ce soluție v-a dat. Și domnule, v-am spus, asta e cea mai slabă. Zice, îmi dau seama că dacă nu se întâmplă, devii mai dezastru de cum ai fost. Intri într-o depresie mai mare. Și am zis, care-i, știu, modul de ieșire din depresie? Și au zis, zice, pentru bărbați, le recomandă să meargă în târgurile de mașini, să meargă în magazinele de telefoane, să se uite la laptopuri, la telefoane, la tot, să-și facă așa o iluzie. Bun, telefonul ăsta e 20 de milioane, 30 de milioane, e nicio problemă, n-am bani acum, dar mă duc la serviciu, mă gândesc la el și lucrez o lună, două, trei, patru, până prind și îl cumpăr. Și stau cu mintea la telefonul respectiv sau la mașina respectivă, chiar dacă mașina e 5.000, 6.000 de euro, eu stau și mă gândesc, bun, cât salar am, calculez, în 3 ani, în 2 ani o cumpăr. Mă duc la servici cu dorința asta de a câștiga și de a pune mașina asta la mine în curte. Și am zis la doamne, păi ce la doamne, să intre în magazinele de haine, de păpuci, de poșete, să-și facă iluzii, să vadă rochile, nu contează de la câte milioane sunt sus, ia să stea cu mintea la rochia aia, luna, anul, o cumpăr. Și ce de aia îmi dau seama că cartea e slabă, că dacă nu se întâmplă lucrul ăsta odată, devii mai depresiv. Și atunci am zis, doamnă, nu vă supărați, eu dacă vă spun o carte, nu știu dacă ați citit-o, dar eu vă spun o carte că dacă o citiți, 100% scăpați de depresie. Văd că ezită, nu zice nimic, zice, îi scumpă? Zic, nu-i scumpă. Zic, pe vremea comuniștilor era gratis. Acum, de fapt, are un preț simbolic. 50 de lei, 100 de lei, depinde de coperți, dar zic, nu poți să plătești cuvintele și nu plătești numai hârtia. Hârtia o plătești și coperțele, nu plătești cuvintele. Cuvintele astea au o valoare care nu sunt bani, nu se pot pune că costă atâta. Tot nu zice nimica. Și când nu zice nimica, am zis, haideți că vă spun, știți, fiecare autor are în prefața cărții, are un discurs și spune ceva. Și am zis, hai să vă spun ce scrie autorul în cartea asta. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta, cugeta asupra ei zi și noapte căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune.
Și zice, așa scrie în carte autorul, da. Deci îmi spuneți titlul, vi-l spun. Zic, Biblia. Ce, nu m-am gândit la asta, o să încerc. M-au terminat de tuns, ne-am despărțit și au zis, când mai veniți? Acum eu nu aveam de gând să mă torn niciodată acolo, pentru că m-am spus, nu m-am tuns acolo și nu mă tundeam acolo. Și am zis, eu peste 3-4 săptămâni. Peste 3-4 săptămâni mi-am făcut iară timp și am zis, mă duc acolo să văd dacă s-a întâmplat, dacă o citit în carte. Când am intrat, era cu o față luminoasă și mai erau doi clienți. Și au zis, vă grăbiți, nu ne cunoșteam încă, n-am făcut cunoștință cu numele. De ce vă grăbiți? Zic, nu mă grăbesc, am ieșit de la serviciu, nu mă grăbesc. De ce vă rog frumos să nu plecați, vreau să vă spun ceva. Așteptați numai puțin, dacă vreți să ieșiți în piața Mărăști, să vă plimbați, să vă faceți ceva cumpărături și 15-20 de minute am terminat cu clienții. Și am zis, mulțumesc, mă duc și mă plimb și mă întorc înapoi. Bineînțeles că nu m-am dus la piață, am ieșit afară din frizerie și am început să mă învârt în jurul blocului și să mă rog și am zis, Doamne, dă-mi înțelepciune, nu știu ce o să mă întrebe, nu știu ce întrebări, nu știu ce nevoie are femeia asta și să nu o încurc. Să știți, oricât ai fi de deștept, dacă nu-ți dă Dumnezeu înțelepciune, poți faci prostii. Și am zis, Doamne, dă-mi înțelepciune, nu știu ce să răspund femeia asta și dă-mi Tu minte și înțelepciune să știu ce să-i spun. M-am învârtit așa 20 de minute în bloc și tot m-am rugat, mergând așa pe jos. Am intrat în frizeria, erau plecați clienții, o să ocupați loc. Dacă atunci a durat tunsul nici 10 minute, acum o durăm mai mult de o jumătate de oră. Deci să vă spun ce am pățit. Am ajuns acasă, mi-am adus aminte că am un Nou Testament pe care l-am primit pe stradă de la Gedeon. L-am primit așa cadou. Și ce, eu l-am pus în raf, l-am lăsat acolo, nu m-a interesat. M-am dus și l-am luat. Și am vrut să îl deschid, să citesc. Când l-am deschis, mi s-a luat vederea și am văzut numai file albe. Nu scria nimic pe ele. Așa m-am șocat, l-am închis repede înapoi și mi-am adus aminte că eram fetiță, mergeam la bunica la țară în vacanță și sâmbătă ne punea bunica să ștergem praful prin casă. Și au zis, ștergeți aici, 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 dar când ajungeți la bibliotecă și acolo unde e o carte mai mare și mai veche și mai grea, Biblia scrie pe ea, nu știau ele să citească multe lucruri, să nu puneți mâna pe ea pentru că aia o șterg eu. Aia o carte dedicată oamenilor sfinți, a bisericii, n-aveți voie să puneți, voi să vă jucați. N-are poze, oricum n-are poze, n-aveți ce să fiți curioși. Și mi-am adus aminte de lucrul ăsta și mi-am dat seama că nu trebuie să deschid această carte, pentru că nu-i pentru mine. Am închis acest Nou Testament și atunci a devenit un război în mintea ei și a zis, decât în starea în care sunt, mai bine o arbă. Și l-am mai deschis odată. Când l-am mai deschis odată, știți unde s-a deschis? S-a deschis la Psalmul 23. O văzut să citească și a început să citească odată, de două ori, de trei ori. Și știți ce întrebare mi-a pus, care nu mi-a pus-o nimeni din biserică și care noi nu predicăm? O zis, domnul Radu, acum deja am făcut cunoștință, doamna Mirela era dânsa, eu eram domnul Radu. Ce, domnul Radu, ce nu înțeleg? Ultimele cuvinte spun așa din psalmul ăsta. Și voi locui în casa tatălui meu până la sfârșitul zilelor mele. De ce casă e vorba? Că îmi dau seama, zice ea, ca să pui mâna pe binecuvântările care sunt aici, adică pe, o zis ea, nu binecuvântările, o zis pe bogățiile astea care sunt în față, trebuie să faci ceva. Și ce, și voi locui în casă, care, de ce casă e vorba? Am zis, doamna Mirela, eu nu vă spun la ce biserică să mergeți. Dacă Dumnezeu rânduie să ne întâlnim amândoi, eu vă spun la ce biserică mă duc, dar eu nu zic să veniți la biserica noastră. Dacă Dumnezeu a hotărât lucrul ăsta, eu mă rog dumneavoastră, rugați-vă și Dumnezeu vă va lumina la ce biserică să mergeți. Aici e vorba de casa lui Dumnezeu. O suflat de așa liniștită și ce, da, deci trebuie să mă duc la biserică, da, trebuie să mergeți la biserică. Dar citiți în continuare și eu mă rog pentru dumneavoastră cu familia. Ne-am despărțit și au zis, când mai veniți? Bineînțeles, eu iară n-aveam de gând să mă duc. Am zis, bun, peste 3-4 săptămâni. M-am dus tot așa după o lună de zile. Am început să plângă și au zis, domnul Radu, ce s-a întâmplat? Am scăpat de depresie. Ce, dorm noaptea, acum n-am dormit niciodată. Dar acum ai război în familia noastră. Din ce cauză era depresivă? A murit soțul ei după 3 ani de căsătorie, datorită cirozei, datorită alcoolului. Ea s-a despărțit înainte de a divorța legal, s-a despărțit de el. El s-a întors înainte de a muri cu 6 luni, s-a întors la ea și a zis, te rog, primește-mă că m-am lăsat de băutură, uite, sunt într-o stare foarte avansată de ciroză. Ea nu l-a primit și a zis, niciodată cu tine nu mai voi sta împreună, pentru că de multe ori te-am iertat și ți-am îngăduit și știu că nu o să te poți ține. Și s-am auzit după aia că după 6 luni a murit și l-am pe conștiință, pentru că dacă îl primeam, s-ar putea să se fi refăcut viața lui și eu chiar asta doream, să nu bea.
și îl avea pe conștiință și nu putea să doarmă noaptea pentru că nu l-a primit în casă și nu l-a luat înapoi. Asta era depresia. Acasă la Râșca, de unde se trăgeau părinții, tot din județul Cluj, când au ajuns acasă, mergeam fiecare sâmbătă acasă la părinți care, cum aveau animale acasă, o găină, alte lucruri, ouă și făină și ca și alte lucruri, aducea acasă, la Cluj. Ea fiind singură cu o soră de ei, stăteau împreună. Când am intrat în casă și m-a văzut mama cum îți de luminoasă la și cât de bucuroasă, a zis, numai nu ți-ai găsit un bărbat, un prieten. Și a zis, nu mamă, am început să citesc Biblia. Când a auzit mama de Biblie, începa să plângă, să-mi spună plângând, ce m-a scrofălit și m-a scos afară și o să te rog frumos cu din astea să nu vii la noi în casă și neamul ăsta că-l spurci. Te rog frumos să ieși afară, nici măcar nu mi-am lăsat plasa bine jos. Și ce m-a scos mama afară, fără să-mi dea nimic, fără nici măcar bilet de auto, nimic. Zice, ieși afară, pleacă să nu te văd. Ce ne faci neamul de rușine. Ce m-am întors înapoi, deja două săptămâni, aproape trei, mama nu mă sună, o sun și mi închide telefonul. Și ce am așa o supărare și tot mă gândesc ce se poate, de ce se întâmplă lucrul ăsta, adică eu vreau să fac bine și cumva Dumnezeu m-a ajutat și am ieșit din depresie fără medicamente, fără nimica și mama nu vede lucrul ăsta și am zis, Doamne, nu cumva să vă supărați pe mama, nu cumva să o aveți la suflet pentru că nu e problema, e diavolul care e acolo. Dumneavoastră trebuie să o iubiți pe mama și să vă rugați pentru ea. Uite, eu mă duc iară la grupul de rugăciune și ne rugăm pentru mama dumneavoastră. Dumneavoastră nu cumva să o urâți. Cât puteți mai sunați-o, dar nu cumva să o urâți, o aveți așa ca pe, că nu e mai prietenă cu mine și nu cumva să faceți lucrul ăsta, niciodată. Și-o zis, bine, domnul Radu, încerc, dar vă spun, așa m-a scos afară ca și un hoț. Și am zis, nu e problema. Bineînțeles că și am avut așa pe, și mi-a fost milă de ea, cum am văzut că plânge și ne-am despărțit și am stat liniștită că mă duc la grup și ne rugăm. Ne-am dus la grup, ne-am rugat, fratele Viorel a avut o vedenie că Dumnezeu va face lucrări mari în casa aia, dar e o mână care încurcă lucrurile, dar se poate da la o parte, cu post și rugăciune. Am spus fraților toată povestea, până atunci nu le-am spus eu mare lucru. N-a durat 3 săptămâni, m-am întors înapoi. Știți ce s-a întâmplat? Mama, Dumnezeu a gândit să cadă într-o... Eu crescut glicemia foarte tare, un diabet, și a căzut în casă jos. O chema salvare, o lua glicemia, era 300 și ceva glicemia. Și au zis, Doamnă, trebuie să mergeți la Cluj, acum i-a dat insulină, trebuie să mergeți la Cluj să vă faceți analizele și să fie un diagnostic și tot. Să vedeți ce s-a întâmplat. Mama ia telefonul și sună pe Mirela, pe fica și a zis, draga mea, mă primești la tine? Și a zis, această fată, mamă, cum să nu te primesc? De când te sun? Și plângea la telefon, cum să nu te primesc? Dar de când vreau să vii la mine și să mă las să vin la tine? Deci, te rog frumos, înțelege-mă că n-am înțeles și n-am priceput, dar privește-mă la tine că vin luni dimineață, trebuie să fiu la analize în Cluj. A venit această mamă și o ceru iertare, s-a îmbrățișat, a mers și a făcut analizele, știți că o scăpa de diabet, nu mai trebuie să ia nimic de diabet. Dar războiul a rămas între neamuri. Ele au început să meargă la biserică. Această doamnă, pentru că e aproape de Mărăști, de biserica din Mărăști Speranța, merge la biserică regulat. Mama la fel în Râșca, dar e un război teribil în familie. Și am zis, nu-i nimica, doamna Mirela, stați liniștită, ne rugăm și Dumnezeu lucrează. Și am spus, credeți în lucrările lui Dumnezeu, că dacă citiți Biblia, vedeți că acolo sunt foarte multe prorocii, foarte multe lucruri care spun despre viitor. Uitați ce a arătat Dumnezeu în fața dumneavoastră, în familia dumneavoastră. Dumnezeu poate să vă binecuvinteze și să vă scoată tot neamul ăsta din ce situație sunteți și să vă dea mântuire. Și a început să plângă și a zis, cred, dar n-am crezut că există așa o putere demonică. Acum ce vreau să vă spun? Vedeți ce poate face Biblia? Deci Biblia. Ce tratament e Biblia? Noi tinerii, să știți, vă spun din experiența mea, ajungem la Biblie în momentul când am ajuns în spital. Și când ești tu cu tavanul, acolo toți au vocea Evangheliei, toate radurile care sunt, toate telefoanele merg pe vocea Evangheliei, indiferent ce e. Că e Cluj, că e Oradea, că e Satu Mare, nu contează vocea Evangheliei, toți au testamente pe noptieră, toți. Acolo toată lumea citește Biblia. Când a ieșit afară, dacă nu-i cancer, l-a pus la pachet și nu-l mai interesează. În momentul când se agravează boala, începe să vină la biserică. Încep să apară biserici și la noi în biserică bilete în care scrie de religie ortodoxă, cancer, nu știu ce, ne rugăm. Și Dumnezeu, să știți, face minuni. Dar de ce trebuie să ajungi tu până acolo? De ce nu să faci lucrul ăsta înainte? Vreau să vă mai spun o experiență și după aia vreau să închei. Și să ne rugăm. Cu câtva timp în urmă, acum ține de pocăința noastră zilnică, să știți.
Într-o duminică dimineață să pornim la biserică. Fetele mele de obicei stau un pic mai mult, dar nu foarte mult la oglindă. Soția mea, la fel, eu am ieșit să scot mașina din curte duminică dimineață să încălzească, pe când ies ele, eu ieșeam primul din casă. Culmea, vin fetele, vine soția mea, dar nu apare băiatul. Într-un târziu apare băiatul cu o freză trăznet. Deci m-am speriat de ce freză și-o făcut. Și-o ridicat așa firele în sus, părul în sus, așa ca un cățepi destul de mari și așa m-am șocat. Așa freză n-am văzut nici la el până atunci, nici la alții. Și când l-am văzut, am intrat în mașină și am zis, Ruben, așa vrei să mergem la biserică? Da, tată, dar nu l-ai văzut pe ăla, pe ăla, mi-a zis că asta e moda și... M-am șocat așa și am zis, bine. M-am uitat la soția mea care era în față și am zis, Lena, scuză-mă, mă duc până în casă. O zis, Radule, iar eu și întârziam, deja era nouă fără ceva. M-am dus în casă, m-am udat eu pe cap, pe păr un pic și l-am ridicat și eu părul în sus. Am eu arătat mai trăznet ca așa lui. Am venit în mașină și m-am băgat și am vrut să bag în viteză și să mergem la biserică. Soția nu m-a lăsat să bag în viteză. Cum vrei să mergi așa la biserică? Da, dacă băiatul nostru așa e de acord, de ce să-l vorbească lumea și să zică, uite-l la cui? Să mă vadă și pe mine la fel, mă pun lângă el, suntem la fel. Fetele au zis, tată, nu cumva că eu mă dau jos din mașină, sar din mașină dacă mergi la biserică. Nu-i nimic, săriți. Am vrut să bag în mașalier, nu mă lăsau să bag la BMW, știți că e pe mijloc, cum e... Schimbătorul de viteză e un pic mai sus ca la alte mașini. Și nu mă lăsau să bag în viteză, să bag în mașalier, să ies de pe pod, de acasă. Și atunci Ruben, când o văzut că eu nu cedesc și mă duc așa la biserică, și așa mă duceam, o zis, tată, te rog frumos, iartă-mă, mă duc înapoi să-mi fac freză. Zic, aștept. O ieșit, deci am stat 15 minute în poartă. S-o duc și-o făcut freza la loc, am ieșit, eu m-am dus, mi-am făcut freza la loc, ne-am băgat în mașină și am mers la biserică. Nu le-am zis absolut nimic. Când am venit acasă, am rămas așa un pic șocat și am zis către soția mea, tu, dragă Ana, Elena, zic, noi niciodată n-am postit pentru familia noastră, numai în caz de nevoie sau în caz când biserica se pune la post și rugăciune, dar noi n-am avut așa ceva să facem continuu, ci numai când au fost probleme. Haideți să ne punem să postim o dată pe săptămână pentru familia noastră, pentru copiii noștri, că uite, diavolul cum vine, cu cât cresc mai mari și ajung să fie mai adolescenți și mai pe picioarele lor, cu atâta ia dracu în primire dacă nu stăm noi părinții lângă Dumnezeu. Și am zis, hai să ne punem să postim o dată pe săptămână pentru familia noastră, fără să punem biserica alea separat. Am postit o săptămână, a doua săptămână iar ne-am ales o zi care să postim. În a treia au văzut copiii că mie soția nu-mi pune la servici miercuri dimineață, nu-mi pune nimica cu mine. Și au zis fetele, dar la tata de ce nu-i pune nimica? Păi zice, eu cu tata postim. Pentru ce postiți? Pentru noi, pentru casa noastră. Și noi nu putem să postim. Ba, puteți să postiți, am zis eu. Dar conform Isaia 58, înainte de a te abține de la mâncare, acolo sunt alte lucruri care trebuie rezolvate. La școală, nu știu, între voi, să rumpi orice lanț al răutății, să deznoci orice ăsta al robiei. Și am zis, acolo sunt alte lucruri care dacă le faceți, după aia începem cu mâncarea. Și o zis, da, tata, le facem. Am zis, bine, la început, pentru că n-ați fost obișnuiți cu postul și puteți să vă opriți până la ora 12 să nu mâncați, după aia până la ora 2, după aia până la ora 4, după aia ar fi bine să fie de dimineață până seara. Știți ce s-a întâmplat? Eu mergeam după soția mea la serviciu, după 2-3 săptămâni, după post cu copii împreună, vin acasă într-o seară, toată casa era întorsă. Toate hainele erau în mijlocul casei, toate dulapurile goale și puse în mijlocul casei. Și fetele făceau, asta îmi place, asta nu îmi place. Și am zis, ce s-a întâmplat, ce face? Ce tate ne-am hotărât să ne schimbăm hainele? Eu nu le-am zis niciodată, eu le-am dat bani să le cumpere. Și au zis, ne-am hotărât că nu e bine ce haine mai purtăm și ce trebuie să le să rezolvăm. Așa mă uitam cu soția mea, nu le-am ținut nicio predică, n-am făcut nimic, absolut nimic. De când m-am pus și m-am rugat și am postit pentru casa mea. Și uitați Dumnezeu cum a început să lucre la mintea și la inima copiilor. A început copiii să facă dezordine în casă. La o dezordine nebună. S-au umplut câțiva saci de haine care au zis, dă-le tată la cine vrei, ăsta nu ne mai trebuie. Și am zis, Doamne, cât ești Tu de bun. Spuneți-mi mie, face Dumnezeu minuni? Face, dar să aibă cu cine să facă. De-aia vă spun, dacă vreți ca Dumnezeu să rămână la lucru în biserică și în familie, să știți, trebuie să ne întoarcem la Domnul din toată inima. Avem teorie, avem predici, aveți ce vreți dumneavoastră, avem cătări, aveți, dar nu mai avem putere. Nu mai împlinim ce spunem, să știți. Și când stau și mă uit așa în urmă,
Erau frații în vârstă care mi-aduc aminte de copil, vă spun, erau frații în vârstă care nu știau să predice mare lucru. Știți ce spuneau? Citeau textul și îl mai repetau o dată, îl mai povesteau o dată, atât știau să facă. Dar culmea, la botez erau 60-70. Acum, așa de clar se predică cuvântul lui Dumnezeu, încât am zis într-o biserică, la țară trebuie să fii nebun să nu te pocăiești. S-a ridicat unul și a zis, Domnule, eu nu-s pocăit. Zic, bine, în Biblie așa scrie, nebunul zice în inima lui, nu există Dumnezeu. Zic, acum eu nu zic că Dumnezeu zice că sunteți nebun dacă nu credeți în Dumnezeu. Zice, da, e adevărat, e adevărat. S-a pus pe scaun. Și am zis, așa de clar se predică acum, dar spuneți-mi cât se întorc la Dumnezeu. Foarte puțin. Din cauza că teoria avem, dar nu mai avem practică. Dumnezeu, vedeți, ne îndeamnă, aduceți zeciuielile la casă, vă spun. Mi-am luat angajament cu soția și am zis, cât trăim noi? Știți că Dumnezeu mi le-a mulțit toate dublu? Știți că am ajuns să am casa mea fără să mă zbat foarte tare? Un loc de muncă de 16 ani, vă spun, soția mea de 26 de ani în același loc de muncă. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu copii foarte cuminți. Când au văzut fetele că Dumnezeu lucrează, dacă tu stai în post, măcar o zi pe săptămână, pentru casa ta, știți că au intrat la medicină amândouă, fără profesor. Au început să învețe și am zis, mă, eu nu sunt potrivă să dau asta medicină, numai acolo trebuie să-ți umble mintea și să fii foarte, foarte atent, pentru că toată viața trebuie să înveți. Zice, tată, ne ajută Domnul. Și au intrat amândouă. Când au văzut lucrurile astea, să știți, nu mai pot să-i opresc. Chiar dacă s-au căsătorit fetele, amândouă. Au vorbit cu soții și au zis, uite, noi așa făceam și Dumnezeu a făcut lucrări mari și așa fac în continuare. Și văd că Dumnezeu îi ajută și îi binecuvintează. Ce credeți, că Dumnezeu nu face lucrări? Face. Haideți să ne apropiem de Domnul. Haideți să venim într-o recunoștință, să zicem, Doamne, am văzut binecuvântările Tale aici. Dar ca să pui mâna pe ele, trebuie să faci și tu ceva. Trebuie să vii cu recunoștință, să-i mulțumești la Dumnezeu. Trebuie să ne întoarcem, să știți, la o pocăință autentică, nu la cea de pe hârtie. Mai nou, ne plac membrii în biserică, nu mai plac ucenicii. Știți, ca să faci ucenicii altceva. Ca să faci membrii foarte ușor. Și zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă aduc salutul bisericii de pe Carpaț, care e din Psalmul 115, versetul 15. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Și zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Și dacă va rândui Dumnezeu, poate ne mai întâlnim. Nu se știe niciodată. Dar m-aș bucura foarte mult ca să începeți să trăiți o viață curată și vă spun din experiența vieții mele, toate merg cu Biblia împreună și de multe ori, fiind la biserică, să știți, fiind între frați, de multe ori le lași așa și zici, e pentru altul, e pentru... eu sunt foarte bun. Și totdeauna te compar cu cel de lângă tine și zici, dacă s-ar pocăi ăla ca mine? Și uitați, dacă noi ne-am face partea și Dumnezeu și-o face, 100% și-o face. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute pe toți, și pe dumneavoastră, și pe noi la Cluj, să ne binecuvinteze, să mergem drept pe cărările Lui. Amin. V-am spus că de la 10 ani am început să cânt în fanfară. Mi-a fost foarte dragă fanfara și mai ales că erau toate instrumentele pe mâna mea acolo, lucruiam la biserică. Eu răspundeam și de ordinea lor, și de curățire, și de partituri. Și la 14 ani, așa mă gândeam, mă, eu nu mă bucur ca aștept alți copii. Nu pot să ies afară să joc fotbal, că trebuie să mă la repetiții. Aveam repetiții de 2 ori pe săptămână, marțea, de la 6 la 8, 8 jumate, vinerea la fel. Când eram cei mai liberi, mai ales vineri seara, eu nu participam cu cei de pe stradă, trebuia să mă duc la fanfară. Și așa mi-am pus eu în minte și am zis, e prea mult fanfară. N-am prieteni atâția, nu mă pot distra cu cei de pe stradă. Și am zis că o las mai mare cu fanfara. Nu știu dacă merită. Ce s-a întâmplat? Tatăl meu, când se făcea botez în biserică, înainte cu o seară, nu era ca și acum instalațiile ca să se prepare automat apa caldă. O făceam la subsolul bisericii pe tot felul de oale, încălzite pe aragaz, urcam sus și goleam un bazin peste apa rece. Apa rece era mai multă și apa caldă tot puneam peste asta rece până ajungea la o temperatură cât de cât de 20 ceva de grade, nu mai mult. Și trăia noaptea respectivă, deci de dimineață, de pe la 1-2, tot pus oale pe foc și a dus și pus în bazin. Tatăl meu, într-o noapte, spunea unor frați și s-a lăudat că a dormit la amvonul bisericii ca să facă, își punea ceasul să sune și din oră în oră cobora la subsolul, au oalele cu apă și venea cu ele. Iar le punea, iar dormea o oră, iar punea ceasul să sune. Și a scovisat cu Avram, Isaac și Iacov și discutau foarte multe taine din Biblie. Când am auzit eu tata că a visat lucrul ăsta, am zis eu, la următorul botez, când va fi,
Îi spune la tata să mă lase pe mine să dorm în biserică și vreau să știu dacă merită să cânt în fanfară sau nu merită să cânt în fanfară. Copil, la 14 ani. Bineînțeles, tata nu s-o lămuri cu mine și o zis, nu poți să te lească dacă adormi și se întâmplă și nu poți să vii cu apă, mai ales că e și periculos. Bineînțeles, m-a lăsat pe mine să dorm la avon, el s-a dormit undeva mai în sală. Și ne trezeam din oră în oră. Și am avut un vis care m-a marcat toată viața. Am visat că a venit sfârșitul. Și așa, pentru mintea mea de copil, nu că așa se va întâmpla. Eu vă spun ce m-a lămurit acest vis, ca să înțeleg. Eram în fața lui Dumnezeu, în fața Domnului Iisus, care era pe un tron alb ridicat așa mai în față. Eram pe un platou imens, cât vezi cu ochii. Nu era niciun deal, nimic, era tot drept. Eram milioane, dacă vreți, de oameni. Și eram în trei coloane. Coloana de pe mijloc, să înțeleg eu, erau cei care aveau nota 7, care erau problema. Nu erau nici între cei buni, nici între cei răi. Coloana de la 6 în jos erau în partea stângă, cei în partea dreaptă, cum eram eu acum, cum uit eu, în partea dreaptă, erau de la nota 8 în sus. Eu făceam parte între coloana de mijloc, de 7. Cu ăștia era problema, ăștia trebuiau judecați și văzut. Merge la nota 8 sau merge la nota 6? Ăștia de la nota 6 plângeau, se puneau în genunchi, se uitau la cei care... Dar nu, știți ce era foarte între? Nu era niciun gard, nu era nicio pază, nu era nimeni nu putea să iasă din... să fugi la celălalt. Nimeni, parcă erau, cum să vă zic, prinși într-un clește încât nu puteai să faci, dar nu se vedea nimica. Într-un care erau toți. Plângeau, se tânguiau și auzeam cum își aduc aminte că n-am putut noi să ne lăsăm de asta și de asta. Când mă uitam la ăștia lați care se bucură din dreapta și își dădeau mâna și se salutau și își aduceau aminte de unele întâlniri și știi că acolo Domnul mi-a vorbit prin tine, auzeam ce vorbesc ăștia. Ăștia lați se tânguiau. Eu eram la mijloc cu alt grup, mulți, destul de mulți eram, care nu știam acum unde ajungem, aici sau acolo, nu puteai să fii de mijloc, trebuia să fii ori la partea bună, ori la partea rea. Care au ajuns înaintea mea și au fost judecați, toți au ajuns la nota 6, toți au ajuns în partea care era pentru iad. Când au ajuns în dreptul meu, vă spun, nu vă puteți imagina ce groază te cuprinde dacă ești pătat. Diavolul era în spatele scaunului de domnie și a început să șoptească. Și a zis, îl știu. Zice, a stat la biserică și trebuia să fie cel mai pocăit dintre toți. Dar zice, știi ce a făcut? Eu măturam, ajutam pe mama să măture în biserică câteodată, când mă ruga frumos de multe ori, și mai găseam 25 de bani, un leu, 50 de bani, cum erau, dacă vă aduceți aminte, cu 25 de bani îți luai un suc. Cu 25 de bani îți luai un corp, puteai să trăiești la școală cu 25 de bani. Și mai găseam printre bănci, pentru că se dădeau foarte mulți bani mărunți la colectă. Mai găseam printre bănci, imposibil să nu găsesc dacă măturam la balcon, la subsol și prin biserică ce mai apucam, un leu, un leu, 20, găseam totdeauna, 3 lei au fost când am găsit. Eu luam și băgam în buzunar și au zis, de câte ori o găsi banii, în loc să-i ducă la colectă, știa unde trebuie puși banii, eu luat și eu consumat el. Dacă vă aduceți aminte, era pui pe cartelă, deci era un pui de persoană pe lună, era zahărul pe cartelă, era untul pe cartelă, era pâinea pe cartelă. M-am dus într-o dimineață, o zis tata, el a stat toată noaptea la coadă, dar o zis dimineața la ora 4 să mă duc eu să stau. Pentru că era prea frig noaptea și să mă duc de dimineață. Am stat la coadă la pui, care era aproape de noi, gospodina, cu tichetele care le aveai pe lună. Și era o bătrânică în fața mea, care, cum își tot băga mâna în buzunar și o scotea, a ieșit și banii. Erau 100 de lei, pe vremea erau bani. 100 de lei, era cu Bălcescu, dacă vă zicem, banii albaștri. I-au picat banii, eu i-am luat și am băgat la mine în buzunar. Și mi-am făcut așa un calcul. Cu banii ăștia, oricum pot să cumpăr mai mulți pui puțin, îi zic la doamna să-mi dea un pic mai mulți. Că se mai întâmpla când, chiar dacă aveai un pui pe lună, îți dădea și doi, numai să ai bani. Am stat în spate la doamna, nu i-am zis nimica. Când au ajuns să-și cumpere pui, i-au pus în plasă, tot când să plătească bani nu avea. S-o sperea și o zi, știți, am pierdut banii, s-am uitat acasă, nu mai știu. Dar vă rog frumos, nu-mi dați pui, lăsați-i în magazin la dumneavoastră, mă duc și mă întorc înapoi repede, dar nu cumva să-mi dați pui, că știa că nu mai primește pui numai după câteva zile când vineau alții. Știau, dacă își pierdea luna, nu mai era valabil ce a fost luna trecută. Eu cu banii ei în buzunar, am cumpărat pui, am cumpărat câțiva și peste, și m-am întors acasă. Și când m-am întors acasă, am zis la mama, am zis, dar cum de ți-o dat atâția pui, că nu ți-ajungeau banii? Zic, mama, am găsit pe stradă niște bani. Nu i-am zis de 100 de lei, am zis de 50 de lei. Am găsit niște bani pe stradă și zic, am luat pui de ei. O, ce copil bun, zic mama.
Dar ce, tu nu te-ai uitat cine i-a pierdut? Zic, nu, mamă, nimeni, absolut. Era goală strada. Bineînțeles că eu aveam 50 de lei la mine, că erau bani la școală, puteai să trăiești o lună de zile cu 50 de lei. Diavolul știu ce-a zis, a luat bani și nu i-a dat înapoi și nu i-a dat la bătrânica. Tot știa. Știa de câte ori închideam, când era cina Domnului și se făcea împărtășire și se făcea spălarea picioarelor, care se face și azi, erau mult mai multe lighene. Erau 40 de lighene care se aduceau în sală pentru frați și vreo 25 pentru surori care se duceau la subsol. Eu trebuia să le scot de sâmbăta din pivniță, să le spăl, să le limpezez de fapt. Mama făcea, aranja prosoapele, le călca. Și era așa un calvar, când se termina cina, frații s-au apa în lighene, eu trebuia să mă duc frumos fiecare lighean să-l iau, să-l pun în găleată, să-l duc. Și cumva n-aveam timp să văd, știu eu, alte lucruri prin preajmă. Totdeauna trebuia să închid geamurile la biserică. Și făceam asta așa cu supărare și cu nerv. Și așa cu supărare pe mama, că de ce mă pune pe mine? Adică eu nu pot să discut cu o fată la poartă, eu nu pot să vorbesc cu un băiat, nu pot să... eu trebuie să stau să fac slujbele în biserică. Și mi-a zis acest, tot ce-a făcut la biserică nu a fost din dragoste, ci a fost cu răutate, a zis diavolul. Dumnezeu, Domnul Iisus a ascultat ce spune. Vă dați seama, eu atunci am dat seama, gata, s-a terminat, nu am cum să mai ajung niciodată la nota 8. Și a zis Domnul Iisus așa, ai dreptate, dar hai să spun și o parte bună care o are. Zice, pentru mine, am luat de mai multe ori note slabe la școală, pentru că a fost la anumite înmormântări unde o înghețat de frig, și o rup din timpul lui, noi ne luam timp de la școală, cum era, unde cerea motivare și eu i-am îngropat, nu te lăsa de la școală oricum. Mormântarea începea la ora 12, la ora 1, ne aveam până la ora 2. Și am zis așa, bilet de voie pentru că muri mătușa. Am luat mătușa 1, 2, 3, am luat toți verii, am luat bunici, am luat toți, i-am îngropat pe toți. Cum tot mergeam la foarte mormântări, s-a întâmplat că după un an de zile, directorul școlii l-a chemat pe tatăl meu la școală și a zis, domnule, mai aveți pe cineva neamul ăsta? Că am înțeles că dumneavoastră pe toți i-ați îngropat. Și atunci tatăl meu a zis, nu, uite, băiatul ăsta cântă în fanfară și n-are cum să-și dea motivare, trebuie să scrie ceva, motiv. Nu puteai să zici că mă duc la mormântare pentru biserică. Trebuia să spun că e cineva din casa noastră. Și zice Domnul Iisus, uite, din cauza mea a trebuit să facă lucrul ăsta, pentru că a răbdat fric, pentru că a fugit de la școală și a luat note mai slabe din cauza mea, zice, dau nota 8. Eu când am auzit de nota 8, așa am sărit în sus că am căzut de pe lada de pe amvon. Era o ladă care frații pe aia stăteau, nu erau scaune, era o ladă în care era și acordeonul pus, după ce stăteam în biserică, acordeonul, vioara lui sora Emima, lui fratele Gicustan, care a trecut la Domnul, vioara lui Emima era tot acolo băgată. Și cum dormeam pe dulăpiorul ăsta destul de mare, așa am sărit odată și am picat jos și m-am trezit. Bineînțeles, s-a trezit și tata, că a sunat foarte tare. Din momentul ăla am zis, așa, cât trăiesc eu? Nu mă las de fanfară, cât trăiesc eu? Cât voi fi chemat în lucrarea Domnului, le las pe toate și mă duc. Cât trăiesc eu? Chiar dacă am 52 de ani imediat, nu mă las. Pentru că am văzut că Dumnezeu răsplătește, să știți. Nu că Dumnezeu va face judecat așa cum... Pentru mintea mea la 14 ani, așa trebuia să-mi vorbească Dumnezeu. Nu că așa va fi. Dar Dumnezeu m-a trezit și mi-a dat, dacă lucrez, ce lucrez pentru El, rămâne, să știți. Ce lucrez pentru El. Ce nu lucrezi și faci pentru tine, alea nu le mai găsești, nu le mai vezi, nu te mai întâlnești cu ele. Dar ce ai făcut pentru Dumnezeu rămâne. Și zic, Dumnezeu să vă ajute tinerilor. Nu contează ce, oricât veți fi chemați în lucrarea Domnului, că e fanfară, că e alt grup de cântări, că e altceva, nu vă lăsați de Dumnezeu, să știți. Dumnezeu mi-a dat o familie binecuvântată și vă spuneam, n-am studii superioare, dar Dumnezeu atâta înțelepciune mi-a dat la servici, încât îi bag în buzunar pe ăștia, cu școală multă. Pentru că Dumnezeu îți dă înțelepciune, nu noi, nu noi, nu-i de la noi, e de la Dumnezeu. Dar asta trebuie să stai lângă Dumnezeu, să-și faci partea ta. Dacă Dumnezeu a dat darul ăsta, cât trăiți voi, nu vă lăsați de El. Cât puteți, cât vă dă sănătate. Și am zis, Doamne, prin multe mai trecut și vă spun, așa mi-e de dragă fanfara și mi-e dragă biserica și toți care văd că se implică tinerii și sunt comitetul spiritual al bisericii și încurajez tinerii și chiar dacă vă uitați pe site-ul bisericii, deja suntem vreo 40 de fanfariști, printre care sunt vreo 20 de copii și încurajez și mă duc cu ei și mergem în tabere cu ei, numai ca să-i motivăm, să înțeleagă că trebuie făcută lucrarea asta, să știți. Dumnezeu nu rămâne dator la nimeni. Deci nu rămâne dator la nimeni. Dar partea trebuie să vă faceți. Nu deja psalmii îți trecuți. Voi lăuda pe Domnul, voi lăuda pe Domnul. Arătați-mi un psalm în care nu trebuie să lauzi pe Domnul. Deci atâta, asta e datoria noastră, să lăudăm pe Domnul. Cum? Prin cântare, prin rugăciune, prin mulțumire. Prin ce vreți dumneavoastră, prin poezii, prin ce vreți, prin dedicare. Să știți, să ajungi pe unul și pe altul. Mare lucru, mare binecuvântare. Cu toate lucrurile astea te întâlnești. Vă spun, atâtea binecuvântare mi-a dat Dumnezeu și o familie minunată. Și am zis,
Eu nu știu să fi făcut altceva decât atât. M-am prezentat la biserică, m-am prezentat la fanfară, n-am lipsit de la fanfară, n-am lipsit de, cu cazuri speciale de boală, de la repetiții. Chiar dacă am putut să mă duc în altă parte, chiar dacă mi s-a părut că am pierdut o afacere sau un lucru sau ceva, am zis, le las, Dumnezeu mi le dă înapoi și chiar mi le-a dat înapoi. Și zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să faceți lucrarea Domnului până la final, până la capăt. Acum, frații, au ascultat multe mărturii din viața mea pe internet și văd aici îmi spun cum ne-am lăsat de televizor. Ce s-a întâmplat? Eram la Târgu Mureș în perioada aceea și veneam numai seara acasă. Și am venit într-o seară acasă, copiii și cu soția și cu mama se uitau la Vrei să fii miliardar la televizor. Era o misiune care ținea până pe la 10:30-11. Și am intrat în casă, eu flămând, și am zis către soția mea, zic, Elena, hai dăm ceva de mâncare că sunt foarte flămând. Și au zis, taci din gură, ai răbdare puțin și mama la fel, să se termine misiunea asta, să vedem dacă câștigă ăsta miliardul. Eu cu ceva timp în urmă, v-am spus de Proverbe 28, cine își mărturisește păcatul și se lasă de el. La fiecare cina Domnului, eu îmi luam juruință înaintea Domnului și am zis, mă las de filme. Dar filme nu prostești. Cowboy, filme istorice, îmi plăceau foarte multe, mai ales astea cu indieni și cu cowboy. Puteam să stau până dimineața și mergeam la serviciu fără nicio problemă. Și când mi-am dat seama că eu tot iau juruințe rând la rând și nu le pot duce la capăt după câteva zile, mă uitam iară la filme noaptea. M-am dus la un frate din biserică în vârstă, înțelept, și am zis, frate, uite, nu mă pot lăsa de televizor. Și-o zis, Radule, hai să ți-l arăt. Isaia 33. Isaia 33, de la versetul 14 în jos. Păcătoșii sunt îngrozit în Sion, un tremur a apucat pe cei nelegiuiți care zic, cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Și acum vine răspunsul. Cel ce umblă în neprihănire și vorbește fără vicleșug. Cel ce ne socotește un câștig scos prin stoarcere. Cel ce își trage mâinile înapoi ca să nu primească mită. Cel ce își astupă urechea ca să n-audă cuvinte setoase de sânge și își leagă ochii ca să nu vadă răul. Acela va locui în locuri înalte și stânci întărite vor fi locului de scăpare, îi se va da pâine și apa nu îi va lipsi. Ochii tăi vor vedea pe împărat în strălucirea lui, vor privi țara în toată întinderea ei. Și zice, ai înțeles? Zic, da, văd, zice, vezi ce scrie acolo. Să-ți legi ochii să nu vezi răul și să-ți astup urechile să n-auzi cuvinte setoase de sânge. Știți că la televizor noi ne scuzăm de multe ori și zicem că ne uităm la știri. Spuneți-mi mie la știri, în afară de toți hoții, în afară de toți borfașii din lumea asta, ce ne arată? Nimic. Asta e cel mai important, să-ți arate cât o furată la și ăla, care cum i-a dat în cap la celălalt și tot ce e rău. Spuneți-mi în filmele care sunt, numai acțiune și tot e sânge, cum să omori datorită că ți-o călca ție ceva. Și când mi-a citit fratele, am zis, da, frate Eugen, înțeleg. Fratele Eugen Mocaru, de care m-am zis dimineață, la el m-am dus. Are 92 de ani. Și a zis, hai să ne punem pe genunchi, să ne rugăm și Dumnezeu te poate elibera. Bineînțeles, m-am rugat cu el împreună și a zis, totdeauna când îți vine așa poftă, uite-te în versetul ăsta. Totdeauna când te uiți la un... și îți vine, m-aș uita la filmul ăla. Deschide Biblia, citește și vezi că nu-ți mai arde să te uiți. Am venit atunci acasă, v-am spus, am intrat în casă și când m-au luat așa tare mama și soția, că stai liniștit, ai răbdare un pic, acum s-ar putea să câștige ăsta miliardul, m-am uitat și eu cu ele să mă uit. Știți că a început să mi se facă rău. A început să vine să vomit. Și am zis, ce să vomit? Că n-am mâncat nimic, două înghețăți. Bineînțeles, m-am dus la baie, am văzut că spalii din oglindă, m-am spălat pe față, m-am întors înapoi. Iar mi s-a făcut rău. Și atunci am dat seama, stai un pic, eu acum am fost la fratele Eugen și mi-am luat hotărârea și Dumnezeu m-a dezlegat și nu mai am nevoie de televizor. Ce să spun eu copiilor? Cum să le spun? Și am zis, Doamne, dă-mi înțelepciune, cum să fac să-l oprească? Și Dumnezeu mi-a dat un gând și am zis, către copii erau toți aliniați așa pe covor, stăteau să uitau cu soția și cu mama mea pe fotolii. Și am zis, dacă închizeți televizorul, ne jucăm, vrei să fii miliardar cu întrebări din Biblie. S-a uitat la mine copiii și a zis, ai tu un miliard? Zic, nu am un miliard, dar cât ți-am vidau? Și o să acum, fata cea mai mare e așa mai...
rapidă, oprit din telecomandă televizorul, sări soția mea sus cu mama, stați, nu, mai lăsați încă 5 minute, 10 minute cât durează. Zic, nu, acum dacă ne jucăm, ne jucăm, dacă nu, ne jucăm. Copiii, bineînțeles că vreau să vadă banii. Fata a mers la televizor și l-a scos din priză, nu poate soția mea să-i dea drumul nici din telecomandă. Foarte supărată mama și cu soția mea care e aici. S-au dus în bucătărie să-mi pregătească de mâncare și m-a lăsat pe mine cu copiii. Și am zis, luați câte o foaie de hârtie fiecare, eu vă pun întrebare, dacă îmi răspundeți la întrebare corect, aveți un leu. La ultima întrebare, la 10, dacă îmi răspundeți, vă dublez tot ce ați câștigat până atunci. Erau destul de mulți bani pe vremea aceea. Am început să mă joc să întreb lucruri simple din Biblie. La toate mi-au răspuns. Și mi-am dat seama că îmi pierd banii repede cu ei. Când am ajuns la 10-a întrebare, le-am pus o întrebare și am zis, ce viețuitoare n-o luat noi în corabie? E foarte revoltat și a zis, nu tată, toate l-o luat, așa scrie în Biblie, tu n-ai citit bine. Zic, n-o luat ceva. Dacă îmi ziceți ce n-o luat, n-au știut să scrie și au pus liniuță și erau foarte supărați, n-o spune-ne tu. Și am zis, tot ce a fost în mare, tot ce a existat în ocean, nu trebuie să ia noi în corabie, le-au rămas în apă. Toate viețuitoarele, peștii și tot a rămas în apă. Nu trebuie să facă acvarii. Așa, erau supărați și au zis, da, ne-ai prins. Dar de ce nu scrie asta în Biblie? Zic, scrie, numai trebuie să fii înțelept și să citești. Știi ce s-a întâmplat? Am început să ne jucăm. 3 ani de zile ne-am jucat. Am început să nu mai avem bani în casă. Jucam în fiecare seară cu un leu. După o lună de zile nu mai aveam bani și am zis, nu mai putem juca așa. Și zis, nu, tată, îți dăm împrumut noi. Scriem pe caiet că ți-am dat, îți plătești din banii noștri, îți plătești cheltuielile. Și am început să mai continui. Soția mea a zis, ar trebui să reduci din, că deja aveau bani destul de mulți. Nu reduce, mergem înainte. Știți ce a făcut una din fete? La religie, la școală, s-a ridicat în picioare și a zis, doamna profesoară, îmi permiteți să vă pun o întrebare care noi aseară am pierdut 100 de lei. N-am știut să răspund la o întrebare și am pierdut 100 de lei. Când au auzit aia 100 de lei. Dar ce faceți voi în casă? Deci haideți că vă pun întrebarea și după aia vă spun. Și eu pus întrebarea și profesoara nu știu să răspundă. Păi ce în Biblie scrie că din toate viețuitoarele, zice, n-o lua din toate. Și o zis, bine, spune-mi. Și o zis, pește și tot ce a fost în apă. Extraordinar. Și hai, explică-mi, ce faceți voi acasă? Ce ne jucăm cu tata, vrei să fii miliardar cu întrebări din Biblie? N-au zis, ce din asta n-am auzit și n-am văzut. Zice, îmi dai un pic carnetul. Și-o luat carnetul și-o scris în spate că vrea să ne facă o vizită. Așa era atunci, dacă vă aduceți aminte, părinții. Îți trimitea răspuns profesoara sau diriginta prin carnet. Scria la final, acolo, la mențiuni. Vreau să vă fac o vizită, să vină familia dumneavoastră. Bineînțeles, eu am început să mă joc cu ei și după ce am văzut că nu mai merge treaba, că deja erau banii la ei și nu erau la noi, am zis, ne jucăm o dată pe lună. Mărim, nu mai va fi un leu, întrebarea va fi 10 lei și ultima va fi tot ce ați câștigat e dublu. Și au zis, suntem de acord, dar nu cum faci tu. Iei Biblia și te uiți și pui întrebări, nu așa. Deci ne spui din ce carte ne întrebi, citim câte, știu eu, o carte a Bibliei, că e Genesa, că e Apocalipsa, orice. Și ce și tu răspunzi cu Biblia închisă. Ce pus să-mi dea și mie ăștia de lucru copiii. Și o zis, ce întrebare ne pui? Tu trebuie să spui și tu răspunsul pe hârtie, cu Biblia închisă. Deja erau cumva supărați că își dădeam seama că ajungem la sume mai mari, dar dacă nu știu, pierd tot. Și eu vreau să pierd tot. Nu mai puteam să fac față cu banii care erau la ei. Am început să ne jucăm așa o dată pe lună. 3 ani de zile ne-am jucat. Știți că am scos televizorul din casă? Știți că au început să aibă bani și să nu-i cheltuiască pe prostii? Ne luam bani împrumut, aveau deja milioane multe. Luam bani împrumut și mi-am cumpărat multe lucruri pe banii lor. Și pe aia le-am dat înapoi când am putut. Ne-am oprit din jocul ăsta și am văzut ce poate să facă Dumnezeu dacă noi ne-am apropiat. Și vedeți, e foarte clar cuvântul ăsta. Nu puteți să-mi ziceți nimeni că e altceva. E foarte clar. Adică ochii tăi să-i ferești de porcării. Deci, și cuvinte setoase de sânge. Spuneți-mi în filme ce există. Spuneți-mi dacă nu este acolo. Totdeauna există o secvență cu sânge, cu răzbunare. Și ce ăștia care închid ochii și urechile, au pâine, dar asta e pe plan și spiritual și material, să știți, pe ambele, și apă. Și am zis, Doamne, cum ne fură să știți lumea asta? Biblia e lângă tine, cuvântul e lângă tine, viața e lângă tine. Și te pui deoparte și iei alte lucruri. Așa am început să mă luminez și am început să-mi dau seama cât e Dumnezeu de bun. Deci v-am spus-o și asta și puteți mai multe să vedeți, să ascultați pe internet, pe Vocea Evangheliei, dacă vreți, pe Cluj,
la drumul, întoarcerii spre casă, așa e trecut, drumul spre casă. Nu mai știu episodul care e 200, dacă dați Radu Julian, acolo mai vedeți multe. Eu sunt foarte sincer și foarte deschis în biserică și îmi spun toate lucrurile. Când nimerim la un text care mișcă ceva din viața mea, să știți, îți deschis și am văzut că Dumnezeu a făcut lucrări mari și cu tineri în biserică. Pentru că Dumnezeu e același, nu se schimbă. Noi trebuie să stăm pe poziție. Noi trebuie să fim aceiași, să nu ne schimbăm. Și Dumnezeu, să știți, va lucra și la noi și la dumneavoastră. Și zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.